Bun găsit! Rău n-ați nimerit, sunt Vlad Stoicescu și alături de colegul Ovidiu Vanghele. Vă chem la judecata de acum, locul în care ne întâlnim în fiecare seară de joi, de la 8 până pe la 10. Rostind acest intro, mi-a trecut prin fața ochiului un morman de fum. Dar știi de ce invoc chestia asta odată că poate li s-a părut oamenilor să zică că am luat haios slash dement celor care se uită la noi. Doi la mână, chiar un privitor acum 2 sau 3 ediții a atras atenția asupra acestui cadru cinematografic din cadrul judecății. Eu vorbeam la un moment dat și o coloană de fum traversa încăperea dinspre tine, știi? Dar s-a întâmplat la mijlocul rect slash finalul emisiunii, nici de cum pe intro. Păi da, dar stai deci puțin. Deci mai nenorocit, gata, ce să mă... Avem și noi efecte, cum ne-am priceput, înțelegi? Da. Asta este răspunsul pe care l-aș da acestui... Salut, Ovidiu! Salutăm! Bine ai revenit! Ai fost plecat câteva zile câteva din țară. Zile, da. Tu îți anunți prezența în încăpere la judecata de acum și fără să punem camera pe tine. Exact, știi? Da, prin fum. O să fac și niște rotocoale dacă vreți mai încolo, ori cu un, ăsta, cu un covoraș, ori direct să fac de-alea. Știi cum făceam când eram mici, când ne apucam de fumat. Am fost plecat, îmi vine să o zic pe aia lui Brâncuș, văzând la ce m-am întors, știi, celebra butadă. Știu, ne-ai găsit mai proști decât ne-ai lăsat. Exact, am plecat și m-am lăsat proști. Și m-a... Acum, dragul meu, întrebarea e dacă te-ai deșteptat tu. Dom'le, eu e târziu acum, adică, pe de altă parte, dăm voie să îi fac invidioși pe unii dintre oamenii care se uită la noi și să le spun că am fost, nu neapărat mai deștept, dar în mod cert mai liniștit. L-am văzut pe Gilmore. O să fie foarte ciudat în seara asta, pentru că na, după 2 seri consecutive în care la ora, cred că 10 ora României, că la 9 fix începea concertul, acum o să am o zi de depresie, basically vorbind despre Joană, sau în mare măsură despre Joană și alți Johnny din... poveste. Hâț Johnule, da. Doamne ferește-ne să ajungem, da. Ce să zic, sunt, na, m-am întors. Îmi pare rău și, pentru tine. Da, exact, asta e. Eu ți-am dat sfatul cel bun la plecare, ba chiar mi-am luat la revedere în termen aproape definitiv. A fost alegerea ta, da. Cred că se constată totuși la cei 40 și ceva de ani ai tăi că n-ai luat cele mai bune decizii în viață, exact, că dacă le luai, nu mai erai, nu-i așa, aici. Exact, confirm, da. Bine ai revenit la măsuță, avem platouaș frumos în această seară, vom discuta unul despre candidatul la prezidențiale Mircea Joană, vai de el, dar și vai de noi, da. Dar și despre... instalarea la CNA, Consiliul Național al Audiovizualului, a prietenului tău, Vasile Bănescu. Da, da, da. Aici vroiam niște tobe de alea de intro. Dar pot să spun greieraș de aia, uite. Așa pot. Și mai pot de-astea. Aici e cu suspans. Ce va face domnul Bănescu la CNA? Super. O să ajungem și acolo. Așa. Să nu ne grăbim. Îl luăm înainte de toate la mână pe domnul Joană. Da. Avem telefon în seara asta. Și ne-a și rugat colegul nostru Otilo Biro să intrăm cât de repede cu el, să duce să-și facă omul sportul, ca orice bomberman, nu? Așa a fost descris practic de Joană ca fiind partea unei conspirații care a vrut să-l asasineze pe procurorul general al Bulgariei. O să ajungem acolo. Imediat ajungem. Imediat ajungem, adică înainte să luăm telefonul, măcar atât a rezumat să facem. Deci ca orice om de ăsta, terorist, basically, care se respectă, omul să duce să-și facă ora de sport de seară, deci n-aș vrea să-l deranjăm din ea. Dom'le, eu credeam că definitivează planul criminal împotriva sistemului judiciar bulgăresc. Nu, se pregătește să-l definitiveze, probabil. Da. Ai zis că facem un rezumat. Până atunci producția poate ne spune dacă l-avem pe Otilo, fă-l tu pe rezumat. Rezumatul foarte scurt e următorul. Publicația online de investigații context.ro a pus pe piață un articol de presă scrisă
în care se face demonstrația faptului că unul dintre coordonatorii campaniei lui Mircea Joană, mai exact domnul Rareș Mănescu, și sunt convins că măcar unora dintre voi vă spune ceva numele ăsta, și dacă nu vă spune, o să clarificăm noi lucrurile. Un pic mai încolo. Acest domn, în timp ce se ocupa de campania lui Joană, care campanie zicea că nu-i campanie, dar și ăsta e un alt aspect care sigur merită discutat, vorbim de prima jumătate a anului, ei bine, omul ăsta avea și relații de afaceri cu un rus conectat la Kremlin. Rezumatul. Context public asta, evident, documentând subiectul, contextul sună și pe Mircea Joană, care Mircea Joană neagă până și faptul că Rareș Mănescu se ocupa de campania lui. În rest, nici nu mai explică nimic din relațiile de afacere al acestui om și ce l-a împins pe el, Joană, să-l primească în echipa sa de campanie pe acest personaj extrem de sulfuros, din multe puncte de vedere. O să ajungem și acolo. Ei bine, contextul sună, Joană practic nu explică nimic pentru context, că dacă ar fi explicat, ar fi fost citat în material. Dacă oamenii sunt ziariști, nu sunt. Dar astăzi, domnul Joană merge la biroul electoral central să-și depună candidatura cu toate semnăturile, cu alai după el, și la ieșire dă o declarație de presă în care atinge și subiectul investigației context. Și vreau să citez ce spune domnul Joană. Și asta, aici încheiem rezumatul pentru moment. Aș vrea să spun și câteva vorbe despre un subiect care a izbucnit în presa noastră, generat de o așa zisă anchetă jurnalistică internațională sub finanțarea oligarhului Hodorkovski și declanșată de un așa zis jurnalist de investigații, Attila Biro, acuzat în presa din Bulgaria și alte țări europene că ar face parte din operațiunea de încercare de asasinare a procurorului general al Bulgariei. A declarat Mircea Joană joi în legătură cu ancheta Context, potrivit căreia un coordonator al campaniei sale e partener de afaceri cu un propagandist rus. Ăsta e rezumatul. Îl avem pe Attila Biro, colegul nostru, prin telefon. De ce ai vrut, domne, să-l asasinezi pe procurorul general al Bulgariei? Salutare! Salut! Noroc! Sunt Biro Attila, nu procurorul general al Bulgariei. Pentru că eu asta am prins în fir. Așa. Vă ascult. Am făcut un rezumat scurt al întregii povești care a pornit de la investigația voastră și avem câteva întrebări, sunt cumva întrebări pentru oamenii care se uită la noi. Noi ne cunoaștem de ani de zile, am lucrat împreună, pentru mine a fost, cum să spun, dincolo de râsul isteric pe care mi l-a provocat mie personal reacția lui Joană, mi s-a părut așa ceva, cum să spun, de un amatorism feroce, dar oamenii trebuie să înțeleagă de ce gândim asta. Și atunci, prima întrebare este: ai avut vreo legătură, vreo intersecție, nu știu, cu ceva din zona asta despre care a vorbit Joană? Și evident, dacă nu, cum a ajuns Joană să spună vorbele astea? Nu, este domnul Joană încearcă să devieze discuția de la ancheta serioasă despre legăturile lui cu oamenii de afaceri din Rusia. Vorbim de un fake news. Deci este un fake news grosolan care a pornit din Bulgaria și a pornit din Bulgaria anul trecut și a pornit în ce context? De ani de zile, împreună cu colegii din Bulgaria, jurnaliști de investigație, investigăm fraude, crimă organizată, furturi din fonduri europene. Ce fac jurnaliștii de investigație? Adică asta fac ei. Prin 2015, întâlnindu-mă cu colegii din Bulgaria în cadrul rețelei OCCRT, rețeaua internațională cu care am publicat și investigația despre Joană, am luat urma banilor și am constatat că mafia din Bulgaria cu mafia din România colaborează și fac multe prăduieli. Și atunci am continuat investigațiile astea și la un moment dat am făcut un training în Sofia.
unde am chemat jurnaliștii care vor să învețe să facă investigații, să învețe un pic și să facă investigații cu noi. În momentul în care am făcut acest training, a apărut prima conspirație care spunea că am adunat într-un hotel luxos din Sofia jurnaliști și scopul este să dăm jos pe procurorul general Bulgariei. Hotelul luxos din Sofia era văzut că noi suntem jurnaliști și știi și tu că când organizăm un workshop ne uităm cum să fie mai ieftin. Era un hotel de 3 stele, deci absolut destul de oribil el așa, chiar îmi pare rău pentru colegi că i-am târât acolo. Sunt și niște poze, aveam o față de masă din aia albastru, închis, romaren, de nu, e ceva rău. Bine, cine n-a fost niciodată la Sofia nu știe că hotelul de 5 stele e de fapt de 3 stele, iar ăla de 3 stele e de o jumătate de margaretă sau ceva, știi? Da, nu, nu, da, a fost ceva urât acolo, și dar am făcut treabă. Ideea este că au ieșit cam 100 de lead-uri din care am selectat 10, din care în final ne-au ieșit vreo 9 materiale super bune pe care le-am publicat pe site de context sub denumirea serialului Eurofrauda, unde am investigat vreo 300 și spre 400 de milioane de euro fraude din TVA. Ei, în momentul când eram în Sofia, a început această nebunie. Era provocată de către un grup de tabloide controlat de un om de afaceri care era conectat cu un tip cumva din zona interlopă. Nu m-am uitat la foarte mult la detalii, pentru că și colegii mei eram și atunci am râs. A fost o reacție din partea rețelei cu care colaborăm și am mers mai departe și am terminat investigațiile, pentru că scopul nostru sunt investigațiile să fie publicate, nu neapărat. La câteva luni a apărut, a fost acel incident cu tentativa de asasinare cu bomba pusă lângă mașina procurorului general Gheșev. Din nou, conspirațiile au testat că, vezi, doamne, este implicat acești jurnaliști din Bulgaria cu acești jurnaliști din România, care, uitați, v-am zis noi atunci că au fost să conspire împotriva lui și așa mai departe. Acele fake news au fost preluate după aia în România de către prietenii noștri, printre care și Antena 3, mă rog, prietenii din mele, și alte publicații, și de aici a rămas în memoria internetului acest fake news total, care nu are nicio legătură. Deci nu, nici eu, nici colegii mei, nu a fost nici măcar o secundă, nu a anchetat, dar nici măcar nu și-a pus cineva problema să ne dea un telefon să ne întrebe despre treaba asta, pentru că nu am avut nicio conexiune, nicio legătură, nimic cu subiectul. Deci, practic, acum un fel de ursarii de presă bulgari au țesut ei o poveste în care ai apărut și tu, pentru că la momentul ăla ai fost la training-ul respectiv. Eu țin minte că inclusiv tu pe mine m-ai invitat la un training undeva în Bulgaria, nu știu dacă la ăsta sau la altul, știu că n-am putut să vin. Întâmplător n-am putut să vin, nu că ar fi fost urât la hotel. N-am putut să vin, la altele am fost. Adică acum trebuie să înțeleagă lumea că noi, ziariștii, facem genul ăsta de training. Adică avem tot soiul de întâlniri în care, nu știu, hei, uite, fii atent cum am aflat cum se poate căuta o firmă în nu știu unde. Adică genul ăsta de schimb de experiență, dacă pot să zic așa, comunistoie. Dacă nu vezi, rămâi prost, normal. Trainingul a avut scopul de a investi, de a da mai departe aceste stiluri și să investim ceea ce s-a și întâmplat. Pentru că am făcut un follow-up în București și după aceea am avut o echipă mixtă de jurnaliști români, jurnaliști bulgari, cu care am investigat. Și apropo, am avut un subiect foarte bun cu afacerea Murpatlar, în care am arătat cum sunt
folosite companiile din Bulgaria ca să acopere această fraudă imensă din România. Exact. Deci nu a existat niciun moment, nici măcar o urmă că noi am fost, dar nici nu aveam cum să fim implicați în nimic de genul ăsta, dar targetul în principal prima dată în Bulgaria a fost colegii mei pentru că ei sunt inconfortabili, pentru că au investigații, pentru că se luptă cu mafia lor de acolo și atunci există constant articole denigratoare la adresa lor. De data asta au testat ceva extrem de periculos din punctul meu de vedere. Și bizar totodată. Din câte știu, unul dintre colegii bulgari despre care vorbești, Stoianov îl cheamă, dacă mi-am făcut bine temele, e hărțuit de ani de zile de autoritățile de la Sofia. Inclusiv anul ăsta a avut un episod foarte bizar, atacat în plină stradă în Sofia. Citeam mai devreme. A scos pistolul omul, că înțeleg că e posesor de armă, ca să se apere, și a sfârșit prin a fi el ținut și acuzat de huliganism și tentativă de omor sau ceva de genul ăsta. Chestiunea asta s-a întâmplat până aprilie sau mai, nu știu ce s-a mai întâmplat în povestea asta, dar e doar unul din exemple. Înțeleg că au fost inclusiv două sau trei situații în ultimii 5-6 ani de zile în care a fost extras din Bulgaria de organizații internaționale pentru că era amenințată viața. Da, s-a întâmplat de mai multe ori. Dimitar este, a investigat foarte mult prima organizată de acolo, prima organizată cu legături în politică, structurile de forță ale statului, și atunci, sigur că a existat aceste tipuri de acțiuni mafiote. Publicația pentru care lucrează colegul bulgar e membru OCCRP, e membru OCCRP din Bulgaria, nu? Da, el lucrează în cadrul PIRT și înainte la Vivol și sunt membru OCCRP de probabil 2013, nu mai știu, de multe ori. Eu acolo m-am întâlnit cu ei, acolo am început investigațiile, au făcut parte din investigații internaționale, deci colegii sunt absolut sunt printre puținii care în Bulgaria fac investigații follow the money și transfrontaliere, au arătat de asemenea cum averile ascunse ale miniștrilor, ale fostului premier Borisov sunt. Nu, cumva te-am împins să povestești și chestiunea asta ca să înțeleagă oamenii pe cine anume arată cu degetul Joan în momentul de față, aducând discuție despre posibile tentative de asasinat, adică niște super jurnaliști de investigație, membri într-o super rețea de jurnaliști de investigație din partea noastră de lume, care, din contră, acționează tocmai în direcția opusă a ceea ce presupune pune Joană, știi? Adică încearcă să facă lucrurile mai transparente, mai bune, mai vizibile, mai puțin corupte în partea noastră de lume. Și vine Joană, candidatul la prezidențiale în România, și zice, ăștia au fost grup organizat și au încercat să-l asasineze, după datele mele, pe procurorul general din Bulgaria. Bineînțeles, dar nu este o deviere, o tentativă a lui de a devia de la subiectul principal, pentru că noi avem încă nerăspunse 18 întrebări adresate domnului Joană și cam tot atâtea asociații care rulează campania dumneavoastră și domnului Mănescu și altor persoane. Adică ei n-au răspuns la întrebări legate de legăturile domnului Mănescu cu oamenii de afaceri și cu domnul Kozlov, domnul Alexei Kozlov, care este, printre altele, și partener în două business-uri cu un mercenar care a luptat în Donbass pentru ruși. Sunt poze pe care le-am publicat cu acest domn Andrei Batin, care are o firmă în România, care a fost mercenar și s-a filmat cu pușca în Donbass, adică unde au fost împușcați, au fost împușcați ucrainieni de către ruși. Da. Nu știm de domnul Batin ce a făcut, dar nu știm și l-am văzut cu armă în mână. Care, by the way, acest domn Batin, din punctul de vedere al statului român, este perfect ok să
să fie administrator al unei companii în România. Da. Este ceva obișnuit. Adică e ok ca un mercenar de pe frontul din Ucraina să dețină o funcție de conducere într-o companie românească. Da, e interesant. Mai am o chestie de lămurit. Apare în, mă rog, era să zic spusele lui Joana, dar sunt, mă rog, niște cuvinte, nici măcar spuse nu le pot califica, apare numele lui Hodorkovski, care sigur Hodorkovski, noi știm cine e Hodorkovski, pare să se bucure, a dat un mare share poveștii pe care ați făcut-o voi, mă rog, voi și OCCRP, băgând cumva capul în poză și prin acea organizație a lui Dosie, nu știu cum. Center. Da? Centru de investigații Dosie, da. Sunt investigatori și oameni foarte ok acolo. Nu contest asta, dar întrebarea este, Joana practic spune cu subiect și predicat că finanțarea pentru această investigație provine din banii lui Hodorkovski. Oamenii trebuie să înțeleagă că psihozele astea cu cine îi finanțează, cine știe, nu sunt niciodată mai degrabă adevărate. Deci, nu, noi ce putem să răspundem la asta este că nu avem nicio finanțare de la domnul Hodorkovski. Doi la mână, finanțarea noastră față de finanțările de domnului Joana sunt transparente, sunt pe site, publicăm rapoarte anuale în care declarăm fiecare finanțator. Pe de altă parte, noi suntem supuși unui control mult mai riguros decât domnul Joana. Probabil că nici voi nu știți, dar ONG-urile sunt supravegherea directă a oficiului pentru spălarea banilor. Păi cum sunt? Adică sunt autoritatea de management, dincolo de ce face ONPCSB, autoritatea de management pentru ONG-uri când vine vorba de spălare de bani, este direct oficiul. În alte cazuri sunt alte structuri. În cazul nostru ei sunt. Da. Deci, noi, conturile noastre sunt total la vedere pentru cei de la spălarea banilor, pentru ANAF. Noi publicăm toate sursele de finanțare. Deci, nu, dacă ar fi existat vreo finanțare din partea domnului Hodorkovski, probabil s-ar fi aprins niște becuri. Da? Noi. Da. Ar fi publicat-o noi, că nu puteam să facem o filmanță. Dar aș menționa doar că principalul nostru finanțator în momentul de față este Comisia Europeană. Avem prezenturi de la Comisia Europeană în parteneriat cu organizații internaționale importante. De exemplu, unul dintre proiecte pe care îl avem este cu a doua, sau mă rog, probabil una dintre cele două mari organizații de jurnaliști de investigație, ICG, Consorțiul Internațional de Jurnaliști de Investigație. Și avem alte finanțări cu Universitatea din Milano și alte entități. Deci, dacă vorbim de finanțări, Comisia Europeană e principalul nostru donator, alături de alții care sunt pe site. N-a găsit domnul Joan în presa asta ursărească, bulgărească, nimic despre Comisia Europeană între finanțatorii voștri, că ar fi zis că, uite, și Hodorkovski, dar și Comisia Europeană, nu? Fac mișto, iartă-mă, dar e absolut abjectă poziționarea asta a unui om care se revendică a fi, totuși, nu, cu o experiență politică vastă, un om care poate să discearnă, nu... Cred că putem să închidem definitiv discuția despre discernământul domnului Joana. Păi, până când perspectiva mea, știi, numai altă leagă, concluzie nu se poate impune. Păi, să vină cineva să-i taie drepturile civile atunci, dacă consideri. Nu, înțelegi ce vreau zic. Atila, vreau să te întreb, Joana a mai spus o chestiune astăzi și chiar sunt curios cum se vede dinspre voi. Citez din Mircea Joană. Am făcut apel la instituțiile specializate pentru a investiga această operațiune de compromitere a unui fost oficial NATO și potențial președinte al României. Tu ce înțelegi prin instituții specializate? Cine vine să verifice ceea ce Joana numește compromat, deși în realitate e jurnalist de investigație?
nu știu să ne explice dumnealui, habar n-am, sună puțin amenințător, dar nu pot să ne investigez. În trecut am fost investigat când au mai deranjat politic, pe vremea când eram la Rice Project a fost investigat abuziv de ANAP când știam despre Joana. E ceva din playbook obișnuit al autocraților, care atunci când li se cere transparență și explicații, spun ia să vină poliția pe capul vostru. Ai zis un cuvânt interesant, ți se pare că e reflex de autocrat să spui așa ceva, să ai o reacție de genul ăsta. Da, în mod normal, dacă dumnealui ar fi avut factual de demontat ceva, trebuia să vină să spună, uitați, paragraful cu tare, aici băieții ăștia spun că Mănescu a fost în campania mea, nu e adevărat, n-a fost, și vă dau dovezile astea. Nu pot să fac asta, domnul Joana, și nu a făcut-o și n-a făcut-o nici cu noi, când ne-am cerut, vă spun, întrebările au fost extrem de detaliate, extrem de detaliate, pentru că am vrut să înțelegem și am vrut să avem toate faptele și să-i dăm șansa să vină cu contraargumente care, dacă ar fi fost, dacă nu ne-ar fi prezentat, sigur, dacă ne-ar fi arătat o altă realitate, nici nu, dacă noi eram pe arătură și, cum spune dumnealui, era compromat, atunci nu publicăm, păi, pentru că nu trecea de fact-checking. Păi normal, bă, asta înseamnă meseria de asta. Fact-checking, păi, care ar fi venit fact-checking și ar fi spus, păi nu e adevărat. Domnul Joana schimbă, în loc de răspunsuri, vine cu acest tip de discurs care, cum mă spun, din punctul meu de vedere, este similar cu ce s-a întâmplat în trecut când Rice Project investiga afacerile domnului Dragnea, care după ce am văzut că e o instituție de forță a statului, a venit și a închetat Rice Project, ne găsim nimic. Deci avem acest reflex, cum spuneai tu, autoritar. Pe de altă parte, ca să noi, totuși, ne ținem de comentarii, noi ce am făcut, am publicat astăzi episodul 2 al investigației, în care arătăm a doua conexiune a domnului Mănescu, fostul manager de campanie a domnului Joana. Avem un articol pe site în care arătăm cum fiul domnului Mănescu, în timp ce tatăl lui era manager de campanie al lui Joana, a vândut o firmă de consultanță către o doamnă Lisa Schmidt, fost CFO, director financiar al unui grup deținut de un oligarh rus, domnul Moshe Cantor, un oligarh foarte important din apropierea domnului Putin. Foarte mișto asta, n-am apucat să, eu nu n-am apucat să bănesc, am publicat acum în seara asta, cred. Da. Este un nou episod, la fel am cerut lămurire, am cerut răspunsuri, nici domnul Mănescu, nici familia Mănescu, nici unul dintre ei nu ne-a răspuns. În schimb, doamna Schmidt ne-a explicat că, într-adevăr, este o bună prietenă a familiei Mănescu, și a confirmat tranzacțiile, bine, nu avea cum să nu confirme că erau documente, dar nu a vrut, a spus că nu știa nimic de domnul Joana, a spus ceva foarte un pic bizar, pentru că a spus nici nu știu cine e domnul Joana. Acum, nu știm, nu putem să dovedim contrariul, dar totuși era numărul 2 în NATO, partener, familia Mănescu era destul de implicată în campania lui Joana, dar sunt fapte, noi nu mergem pe speculații. Dar e un alt episod, este, să spunem așa, a doua legătură cu Rusia, trebuie să spunem, indirectă la domnul Joana, că nu îl avem pe domnul Joana de mână cu un oligarh rus, dar este o legătură indirectă cu un oligarh rus destul de puternic din apropierea lui Vladimir Putin. Îmi scrie Leonte de la Constanța, acum în timp ce vorbim, că a spus, îmi zice așa, tocmai ce a zis Joana la Digi, că este o operațiune FSB.
Deci continuu. Uite, suntem, vezi, asta e... E o operațiune FSBC, seria de investigații context, că da, sau forma de participare a numitului Biro Attila în conivență cu alți târhali bulgari împotriva sistemului judiciar de la Sofia. Domne, bănuiesc că se referă... Nu, aia e clară pentru el, că a zis, nu? Domne, niște târhali bulgari alături de Biro au vrut să-l omoare pe procurorul general și acum probabil faptul că oamenii ăștia își fac meseria în continuare jos pălăria, e o operațiune FSB. Deci asta e... continuă pare Otilo chestia asta. Domnul Joană face acuzații fără niciun fel de probe, noi publicăm materiale cu probe. Nu cred că mai departe de atât nu intrăm în speculații, ca să spun, aș vrea fel, dar să distingă și să citească și să analizeze informațiile care au la bază ceva, nu acuzații și fake-uri și opinii fabulative a unui personaj politic. Eu mai am o întrebare și după aia, din punctul meu de vedere, poți să te duci la sport, nu știu dacă Vlad mai are vreuna, vedem. Mulțumesc foarte mult. Întrebarea este următoarea. Acum, fără niciun fel de mișto, suntem bărbați, suntem ziariști, ne facem meseria, doar dacă ești nebun, bătrâni, nu te sperii. Spune, ziariști bătrâni. Ok. Te simți amenințat, că te simți cumva sub o formă de presiune, simți, nu știu, înțelegi ce vreau să spun, fără să spun. Dormi bine la noapte? În general, încerc să-mi reglez somnul făcând sport și făcând meditație și somnul e foarte important pentru toată lumea. La nivel de presiune, da, nu e comod când un politician cere diverselor autorități să investigheze ceea ce consideră el o acțiune de compromat. Dar pe de altă parte, noi suntem jurnaliști, suntem o altă putere în stat și noi trebuie să verificăm și să ne batem cu o altă putere din stat, cu politică. E jobul nostru, ei reacționează, noi ne facem treaba în slujba cetățeanului. Noi lucrăm pentru cetățean, domnul Joana, dacă ar lucra pentru cetățean, ar fi transparent și ar explica lucrurile cu cu documente și documente și informații factuale. Și eventual și cu un pic de bun simț. Deocamdată dumnealui este în teritoriul fabulațiilor și fake news-ului. Noi suntem în teritoriul informațiilor concrete, precise, verificate. În rest, mandatul nostru ca jurnalist este foarte clar. Informăm publicul, informăm corect și publicul este rege și să decidă. Domne, da. Otilo, mai mulțumim. Ai ceva? Nu mai are Vlad. Îți mulțumim frumos. Îți mulțumim pentru timpul tău. Suntem solidari, evident, cu tine și cu cauza voastră. Dacă e nevoie de ceva, ieșim pe stradă. Aș zice chiar mai mult, nu doar solidari, încercăm să le și spunem oamenilor, publicului nostru. Se întâmplă asta și uite cine face asta. Da. Exact. Da. Bine, da, îți mulțumim. Hai jurnalismul. Mulțumim, man. Spor la treabă. Salut. Sper salut. Să vină episoade așa, tânăr și neliniștit style. Mulțumim. Gata. Context.ro? Da. Intrați acolo, spunea Otilo că au publicat și o a doua parte a ceea ce pare să devină o serie, de-aia am și zis serie în discuția de mai devreme, că e o serie de investigație. Deja de la două articole în sus putem să numim astfel demersul. Cel mai bine e să citească omul cu ochii lui și să proceseze informația cu propriul creier, dincolo de ce spunem noi aici. Da, bine, și noi nu avem cum să vorbim despre asta, că noi nu am citit-o, deci ar fi culmea să vorbim despre asta de a doua. De a doua. Asta a doua. Dar prima
și ia, știi, nici nu încerc să fac vreo formă de rezumat acolo, pentru că sunt destul de multe fapte, dar cel mai important e că sunt fapte. Da, și ele sunt probate de jurnaliști și sunt mulți jurnaliștii care au contribuit la efortul ăsta. Deși Joana îl culege pe Otilo Biro și îl pune, îl aruncă așa în cușca cu lei, să-l devoreze publicul pentru îndrăzneala de a fi atentat la viața procurorului general din Bulgaria, materialul e semnat de mai mulți oameni. Da. E semnat chiar de mai multe publicații. Da. Sunt mai mulți reporteri de la Context. E un reporter de la o publicație britanică. Da. Sunt oameni de la Rise Project. Da. Sunt oameni de la această unitate de investigații, Dossier Center, finanțată de Hodorkovski. Uh-huh. Că de aici a venit și Joana cu alegația că Hodorkovski a finanțat pe toată lumea în povestea asta. Știi? Adică sunt bucățele de informații care au fost culese de o întreagă echipă de oameni și după aia puse cap la cap informațiile astea și a rezultat în ceea ce s-a publicat. Acum, foarte important ce spunea, vreau să punctez câteva din lucrurile pe care le-a spus el. Foarte important. I-au trimis lui Joana un set de aproape 20 de întrebări și el la 18 n-a răspuns. El a răspuns, cred că doar la asta, și a răspuns cu o minciună. Mănescu n-a fost campania mea. Dar știi de ce zice el asta? Că el susține că lui i-a început campania acum două săptămâni. Exact, deci Joana spune că tot ceea ce s-a întâmplat în ultimul an de zile cu toate zonele alea din sfera civilă, dacă vrei, care îl promovau, care îl împingeau, inclusiv această mișcare România renaște, whatever, aia n-a fost campanie. Au fost unii care strigau Joana, Joana, și Joana stătea în birou și zicea: mamă, eu am treabă la NATO, acum nu pot să mă gândesc. Trebuie să mă gândesc. O să iau eu decizia în septembrie și de-abia de acolo îmi începe mie campania. Sigur, nu suntem atât de tâmpiți, nu avem naivitățile astea pe care Joana pare să considere că le-am avea, ca să înghițim pe nemestecate teoria asta lui. Eu n-am avut campanie decât de la... nu știu, 11 septembrie sau 12 septembrie încoace. Asta e o tâmpenie. Nu, Joana e în campanie de un an de zile. De mai bine de un an de zile. Joana a folosit NATO, și aici G4 au făcut foarte bine demonstrația de mai multe ori. A folosit simbolurile NATO ca lucru să livreze mesaje de campanie. Lucru care este absolut interzis de statutul NATO. Uite că NATO l-a lăsat, nu te supăra. Acum, aici nu vreau să deschid și frontul ăsta de discuție, că nu mai înțeleg oamenii nimic. Nu, dar stai puțin, că și asta cu NATO l-a lăsat. Da. Nu există, există niște lucruri care țin de gentleman agreement. Dacă te duci acolo și să spune nu face asta, oamenii se așteaptă să nu faci. Atunci nu mai e absolut interzis, e doar convenit să nu fie într-un fel. E convenit să nu fie. Da. Adică, stai puțin, nu e o chestie pedepsibilă cu pușcăria, da? Dacă faci campanie. Bă, nu, și poate nici cu destituirea, mai ales când ești adjunctul secretarului general, nu? Nici nu știu dacă e mecanism de destituire. Probabil că nu se poate, exact. Dar acolo totuși mai intervine și un pic de bun simț al tău. Păi tu dacă te duci acolo să faci ce ai tu de făcut acolo, ce cauți să faci campanie? Un an jumate. Mai bine de un an, că ne-au spus colegii de la G4, cum ai spus tu mai devreme. Au luat bucăți din aparițiile publice ale lui Joana. Da. Deci sunt... poze, sunt... adică nu discutăm. Asta e o speță închisă. Sunt discuții, s-a documentat, ca să zic așa. Sunt discuții inclusiv despre cu ce bani a zburat de colo-colo. Dacă erau în interes de serviciu, venea să-și lanseze carte. Bun, asta e, ai dreptate, asta e lămurită. Bun, hai să rămân... Fii atent, bun simț. Da. Că e tot despre Joana, mai deschidem un front. Ce bun simț să aibă un astfel de personaj politic când tot astăzi Libertatea, sub semnătura Sidoniei Bogdan, colega noastră, a publicat o știre. O știre importantă, interesantă. E foarte importantă știrea pentru mine. Sidonia Bogdan a întrebat... Și mulțumesc Sidoniei pentru asta. S-a dus foarte bine, da. E o bucată de informație care ne ajută să înțelegem personajul Mircea Joană. Că se pare că noi avem nevoie de 30 de ani ca să înțelegem personajul Mircea Joană. Dar asta e. Asta e societatea noastră. Sidonia Bogdan a mers
către, cu o întrebare către Ministerul Afacerilor Externe. Când anume și-a început cariera în minister Mircea Joană și în ce condiții? De ce a întrebat Sidonia Bogdan asta? Pentru că s-a uitat în CV-ul depus la NATO de Joană. Deci vorbim de acum Joană, ca orice politician din România, probabil că are 10 variante de CV, cu neconcordanțe mari între ele. Dar în CV-ul depus la NATO, Joană zicea: am intrat la Maie în 1991 pe poziție de referent. De asemenea, din alte reconstituiri de presă, mai știam că Joană susține că ar fi intrat prin concurs în 1991. Maie îi răspunde Sidoniei Bogdan. Sidonia Bogdan publică astăzi în Libertatea că Joană a intrat în minister în martie 1990, deci imediat după Revoluție. Abia se dezmeticeau minerii pe stradă, pe la București. Păi nu, minerii erau la treaba lor. Băi nu, veniseră încă pâlcuri, cred că până martie vizitaseră o parte dintre ei, nu mă refer la aia, acțiunea mare. Au mai fost mai multe bucățele de-a lungul anului 1990. Nu contează asta. Foarte repede după Revoluție, inginerul Mircea Joană intră în Ministerul Afacerilor Externe și nu prin concurs, spune chiar Maie, răspuns oficial, ci prin decizia directă a ministrului de externe, Sergiu Celac, ministru la vremea respectivă. Zii tu. Păi am spus, mai spun o dată, că mai mult nu pot să spun, din păcate, dar va veni momentul la care să spun. Această știre pe care Sidonia Bogdan a făcut-o și a publicat-o astăzi în Libertatea, pentru mine este aur și mulțumesc pentru ea. Restul mai discutăm când e de discutat. Nu, da, știi, cumva... Asta e, adică, dincolo de tu, asta... Știu, ca să înțeleagă oamenii, da, să nu rămână chiar atât de nelucidată, cryptic, da, de criptică. Tu lucrezi la documentezi ceva, da? Da, da, da. Și te ajută bucățica asta de informație. Perfect. În ceea ce documentezi. Dar ne referindu-mă la ce documentezi, că înțeleg și eu, adică e de bun simț jurnalistic să consider că nu vrei să vorbești acum despre ce documentezi, o să vorbim la momentul potrivit. În primul și, uite, vreau să mai spun ceva din bucătăria noastră, scurt de tot. Da. Când îl sun pe omul despre care scrii, uite, colegul nostru Otilo a sunat pe, mă rog, l-a sunat, i-a scris, cum l-a contactat acolo pe Joană și a adresat niște întrebări. Inclusiv asta e o formă de documentare, pentru că tu poate, nu știu, scrii de Vanghele și de fapt voi să scrii de Stoicescu. Nu, și poate scriu de Vanghele și vreau să scriu de Vanghelie. Exact. Și îl sun pe ăla și ăla spune, ce dumne, ești nebun la cap, eu eram acolo, nu eram acolo. Uite poze, uite alea, adică te ajută, aia nu e doar un demers din ăsta că scrie la carte, dom'le, audiatur et altera pars, miau, miau, miau. Nu, se face pentru și pentru asta. Nu cumva greșesc, nu cumva e ceva... o eroare în ce, sau poate construiesc lucrurile aiurea, dubios, pierd ceva din vedere care poate să schimbe într-o oarecare măsură sau poate total teza mea, povestea mea pe care o spun acolo. Și atunci de-aia o facem, că nu suntem nebun la cap, înțelegi? Deci, cum să spun, asta e un lucru esențial pe care un jurnalist îl face și e în același timp un prilej perfect pentru cel obiectul investigației, da, să-și spună partea lui de poveste. Transparent, dume, nu e adevărat, aia nu e așa, aia altă nu e așa. Dacă n-are ce să spună și vine și spune că e biro de la FSB... Păi uite că partea de poveste a domnului Joană pare alcătuită doar din tot felul de minciuni livrate de-a lungul timpului și transformate în adevăr, pentru că n-au fost contestate de mediul social în care au fost livrate acele minciuni. Știi? Și cumva revin la ideea de mai devreme. Suntem la nu știu câta demonstrație a amestecului de prostie și ticăloșie numit Mircea Joană. Da, da, nu da. Pot să spun altfel. Păi nu ai de ce spui, de ce ne... Și totuși, încă stăm așa și ne gândim, bă, dar totuși e răul cel mai mic la prezidențialele din 2024. Păi uite, hai să facem acum, în direct mi-a venit acum ideea asta. Dacă noi nu aflam de la Otilo, Biro, că în spatele lui Joană, cel puțin pentru o perioadă de timp, s-a aflat acea creatură, Rareș Mănescu, noi nu știam, noi nu știm cine e în spatele lui Joană. Înțelegi? Deci asta este, unu, valoarea adăugată a jurnalismului de investigație, care, iată, ne
ridică măcar un colț de pătură, te rog. Știm doar cine e în spatele lui Joană, doar dacă vrem ca Mircea Joană să știm. Adică avem câteva nume de oameni. Joana are o echipă mare. Și Joana a ales din echipa asta mare câteva nume pe care le-a pus pe un site, care din punctul lui de vedere ar reprezenta un soi de vitrină. Da. Această doamnă, Alina Achim, care este... Da. Deci eu am rămas... În fine... Nu, zi. Această doamnă e pusă pe site-ul ăsta. Da. Sanda Nicola, de care discutam săptămâna trecută, e pusă pe site-ul ăsta. Dumitru Borțun e pusă pe site-ul ăsta al Mișcării România Renaște. Ce aflăm noi acum de la Attila Biro e că din România Renaște a făcut parte și Rareș Mănescu la începutul anului. Asta e. Doar că domnul Joană nu ni l-a pus în vitrină și nici nu l-a anunțat pe nicăieri. Ce am înțeles eu de-a lungul acestui an e că domnul Joană la România Renaște asta a avut un fel de politic național de coordonatori. Mănescu înțeleg că era coordonatorul campaniei pe București. Alții erau pe... Vaslui, Neamț, Vrancea, Timiș. Da, încoace. Noi nu știm cine erau ăia. S-ar putea să fie tot felul de Rareș Mănescu. Asta e. Asta odată nu știm și nu mai știm. Acum nu sunt atât de naiv încât să consider că super șmecherul Rareș Mănescu căuta poziția de coordonator în campania lui Joană. Căuta și atunci, să ia întrebarea... apoi ceva odată ce Joană ajunge undeva. Stai un pic, poți să mă întreb dacă cumva familia Mănescu l-a și ajutat cu bani pe Joană în campanie? Pentru că domnul Joană nu ne spune cine a dat bani ONG-ului România Renaște. Ba chiar prin vocea purtătoarei sale de cuvânt, am auzit-o eu astăzi pe această doamnă la Europa FM, ne spune că sunt protejate de GDPR astfel de informații și sigur nu putem să ieșim. Doamne. Și spre, tu știi foarte bine, în cazul unui partid politic care primește donații, vedem la un moment dat că vor apărea în monitor oficial după campanie. Da. Dar în cazul ONG-ului România Renaște, nu vom vedea datele astea în monitor oficial. Și atunci eu am o întrebare, pentru că eu știu că Mănescu e un super șmecher care a dat super tunuri și a făcut super bani și n-are cum să fie el în căutarea unei poziții de coordonator pe București la un ONG. Deci Mănescu era acolo plus alte lucruri. Era acolo, dar și plus alte lucruri. I-a dat lui domnul Joană niște... Doamna asta, purtătoarea de cuvânt, Alina Achim, a negat. Da, dar eu știu cum se neagă lucrurile astea, pentru că tu negi că ar fi dat Mănescu direct. Da. Poate Mănescu i-a dat lui unul de pe stradă și ăla a dat bani la, știi? Păi eu am două lucruri de spus. Eu am multe neclarități în momentul de față. Echipa Joană nu mă ajută să-mi clarific, ba chiar îmi introduce alte teme de discuție. FSB, Bulgari. Acolo, da. Iar toată echipa lui de campanie e compusă din oameni care, la oaltă cu domnul Joană, par să-și fi pierdut cu totul uzul rațiunii, orice formă de busolă. Ovidiu, nu te supăra, doamna asta, Alina Achim, că de-aia mă declaram șocat mai devreme, a condus ani de zile German Marshall Fund, biroul de la București. Da. E un finanțator important de societate civilă. Te-ai aștepta ca cine conduce ani de zile German Marshall Fund să înțeleagă ideea de... Da. Democrație, societate civilă, jurnalism de investigație și transparență peste toate. Dar toate astea contribuie la ideea de transparență. Doamna asta în momentul de față îi ține isonul lui Joană că Biro e terorist în Bulgaria. Am auzit-o eu. Doamna asta a pus problema astăzi la Europa FM la modul ăsta. Păi de ce îmi spuneți mie că sunt neverificate informațiile din articolul bulgăresc despre Biro? Ce? E aceeași situație cu domnul Joan. Așa cum domnul Joan a fost băgat cu lopata într-un articol de la Context, poate și bulgarii l-au băgat cu lopata pe Biro. A nebunit și Strible acolo, care e cam de felul lui, și a zis, doamna, dar nu puteți să echivalați lucrurile astea. În ancheta Context vedem fapte și acolo ancheta nu vine să zică că Joana a luat bani de la ruși sau cum faceți dumneavoastră că încerca să-l asasineze pe nu știu cine. Ancheta spune că șeful de campanie, cel puțin până la un punct, al lui Joana, în același timp în care îi coordona lui Joana unele din activitățile de campanie, era și în relații de afaceri cu un afaceri
socialist conectat la Kremlin. Da, asta spune ancheta. Da. Deci n-aveți cum să comparați ancheta asta cu o tâmpenie dintr-un tabloid bulgăresc unde să fac niște conexiuni care n-au nicio legătură cu nicio realitate pentru că nu sunt demonstrate. Nu că zic eu. Demonstrațiile. Noi ne uităm la un articol de presă la felul în care se face demonstrația. Ce mi se sau prin ce mijloace mi se demonstrează faptele relatate? Păi dacă sunt poze, dacă sunt documente, dacă sunt genul ăsta de probatorii, atunci accept lucrurile alea ca fiind adevărate. Dacă nu e nimic din toate astea, atunci da, plec de la premisa, acolo e o tentativă de compromat sau cum e în presa bulgărească cu privire la Biro. Da. Dar Joana nu s-a prins. Și nici echipa lui compusă din tot felul de oameni, precum doamna Achim, care după mine ar trebui să aibă un pic de busolă. Să fie echipați cu detectoare de ursărie nimic, de presă. Da. Nici un pic de busolă. Sanda Nicola. De nou ajungem superziarist, niște ani. Mă rog, Sanda Nicola n-a zis nimic. Sau dacă n-a zis... Dar de ce n-a zis? Adică eu, de exemplu, aș fi plecat acolo. Aș fi spus, domne, păi dacă tu acum vii să... Dacă tu, eu lucrez pentru tine și tu vii și spui că acum e ziua la București, eu mi-au poșeta și am plecat și zic, du-te, dumne, la balamucă, nu ești ce trebuie. Dar revin la ideea de mai devreme, Sanda Nicola totuși n-avea nevoie de momentul ăsta ca să știe cine e Mircea Joana. Da. Putea da. Să nu intre din prima. Tu te-am lăsat să-ți continui ideile. Eu am două lucruri de punctat aici. Unu, Rareș Mănescu nu este ceva de neglijat. Eu nu știu de unde, adică am văzut că inclusiv doamna asta, Alina, cum o cheamă, Ina Eh, asta cum o cheamă pe ea, are genul ăsta, dar lasă, nu mai lucrează cu noi. Păi Rareș Mănescu este membru, celebru grup de la Monaco, este politică, suntem totuși pe un teren din ăsta, teoretic, nu, suntem în zonă de politicieni, de cutare. Rareș Mănescu a fost 4 ani primarul sectorului 6, întâmplarea face că în anii eu stăteam în sectorul 6, Rareș Mănescu, dom'le, n-a existat. Deci el nu l-a văzut nimeni. N-a existat în termen de primărie. În termen de că pentru business-urile lui a existat. Absolut. La primărie l-a făcut ceva. Deci, pur și simplu, sectorul 6, sigur, e în urmă cu mai mulți ani, așa istoric, față de normalitate, dar cel puțin ăia 4 ai lui Rareș Mănescu pot fi considerați handicap zi pe zi. Înțelegi? Nu a existat. Adică, eu țin minte, se ducea, căuta lumea la serviciu, domne, ședință de consiliu, nu exista. Deci, de ce mi l-aș lua eu lângă mine? De ce eu sunt un om politic, nu? Sigur, fost diplomat, fost ministru de externe, după aia trecut într-o funcție din asta de tehnocrat la vârful NATO, nu? Și după aia zic, gata, mă întorc în politică, domne, vreau să-mi iau lângă mine oameni ca lumea, că intru în politică, aspir la cea mai înaltă funcție în stat, îmi iau niște oameni, bă, ca lumea, care au demonstrat în politică. Unul dintre ei, că nu știm, primul, al doilea, al 22-lea, că tocmai am convenit că nu știm, Rareș Mănescu. Păi înseamnă că nu sunt sănătos la cap. Deci nu sunt sănătos la cap. Ce caut eu cu Rareș Mănescu? Catastrofă Rareș Mănescu, completă. Da? Astea sunt cu grupul de la Monaco și cu, cum să zic, inexistența lui administrativă în perioada de primărie, astea sunt fără echivoc. După aia sunt foarte multe alte lucruri pe care le găsește oricine are un device și net pe el despre familia Mănescu, pe partea de tot ce înseamnă imobiliare în sectorul 6. Multe. Deci e problemă mare. Este problemă mare cu acest Rareș Mănescu. Uite, televizorul nostru vrea să se închidă, vrea să închidă. Mă forțează să-i caut telecomanda. Aia. Te rog, continuă-ți ideea cât găsesc eu telecomanda, dacă o găsesc, aș vrea să nu se închidă. Dacă să se închidă, n-are nimic. Sau e în producție. Patrick, e în producție cumva telecomanda? Dă-o măsa. Dacă nu e, nu e. Dacă ai luat-o tu, te voi ruga să intri în cameră și să apeși pe butonul OK. Nu e la tine. Dar okay. Sau că e pe aici. Aia e, o continuă-ți să ideea. Continuă-ți ideea. Eu îmi continui ideea. Bun, încercam așa să spun. Unul la mână, povestea asta cu Rareș Mănescu, domne, nu e de neglijat. Doi la mână, asta cu fundația
România renaște. Acum seara, acum câteva zeci de minute, am citit o știre dată de Digi. Digi practic a reușit să scoată în presă informația asta, că Fundația Mihaelei Joană, care se numește Fundația Renașterea, wink wink, a primit donație de vreo 14.000 și câteva sute de euro de la familia Mănescu, un fel de donație urmarea unei licitații publice în care Fundația Renașterea lui Mihaela Joană făcea și, dar și dregea pentru ce face Fundația Renașterea acolo. Bun, deci familia... Chestii medicale, familia, din ce știu chestii eu. Medicale, da. Aveau și o clinică la un moment dat. Familia Mănescu, Rareș Mănescu, deci, acest Rareș Mănescu și cu soția lui... niște, Doamne ferește, au finanțat Fundația Renașterea a Mihaelei Joană. Și în momentul în care citeam această știre, deci asta e un fapt, a recunoscut și Mihaela Joană, a spus, da, domne, familia Mănescu ne-a dat niște bani, au cumpărat nu știu ce la licitație. Citeam așa și la un moment dat a început să îmi sune un clopoțel în cap. Păi zic, bă, dar cum se cheamă fundația asta a lui Mihaela Joană, Fundația Renașterea? Și asociația asta... care îl sprijină pe Joana asta, dar nu știm, cu doamna asta Ina Eh și alte, am mai zis eu de una. Și alte doamne și domne. Și alte doamne și domne, am mai zis eu de una, care a fost și aia condamnată, că nu știu ce a făcut. Mai țin minte, da, acolo, cred că vreo două ediții. Da. Așa? Dumnezeu, asta se numește Fundația Renaște România. Da. Renașterea, Renaște România. Bă, două dracu. Vocabular limitat. Da, asta spun, pare un fel de criză de idei, așa, pană de copii. Dom'le, dacă renasc lucrurile acum, dom'le, ce să faci? Sigur, e bine în viață să renaști, dar e bine și să nu fii... Dacă ai fi, dacă am fi Mircea Joană, ne-am dori asta, știi, să renaștem. Păi... Domnul Joană are atâtea pete în biografie că doar o renaștere, formă de renaștere l-ar mai scăpa de ele, știi? Da. Nu mai poate fi nimic spălat de acolo și nici măcar explicat, înțelegem, chiar din atitudinea domnului Joană. Deci domnul Joană, acest candidat care ni se prezintă ca fiind pro-occidental, pro-valori, transparență, democratice, reacția lui definitorie în campanie e asta, de astăzi. Se publică o investigație despre el și domnul Joană zice bubuli, FSB, conspirație, nu șoșoacă. Șoșoacă a fost mai reținută în campanie până acum decât Joană. Asta e concluzia zilei pentru mine. Iar Șoșoacă nu ni se prezintă ca fiind candidatul pro-occidental și cu valori democratice. E asumată, ca să folosesc un termen de la Insula Iubirii. A adoptat ciobanul la piață aici, la Piața Victoriei. Nu, domnul Joană e candidatul curat, candidatul care promite însănătoșirea democrației românești și, de fapt... Mă bucur foarte tare că Otilo Biru a zis asta, are reflexele unui autocrat. Da, domne, fără să aibă încă puterea pe mână. Întrebarea e, ce va face domnul Joană cu putere prezidențială în mâini dacă acum, fără puterea asta, face asta? Deci, eu am văzut în repetate rânduri, înțeleg că acum, îmi spune cineva, comentează cineva aici la noi, e acum la Digi și evită să răspundă de câte ori a fost în Rusia. Înțeleg că și aseară când a făcut doamna asta Ina Eh... De câte ori a fost în Rusia când? De-a lungul vieții? Păi nu, în perioada asta, dar acum, pe nou cum ar veni. Da. Așa? Pentru că eu să reamintesc că nouă ne-au rămas cu totul neclare vizitele alea din 2009. Exact, alea despre care vorbea Băsescu în campanie. Și a mai uitat lumea ceva. Cine era șeful de campanie al lui Joană atunci când Joană mergea la Moscova fără să ne spună? Cosmin Gușă, care între timp care este cel a devenit mare omul care a devenit. E un putinar din ăla de cea mai joasă speță, adică e împuțit de putinism, nu știu cum să spun. Păi și n-ar trebui să-i explice domnul Joană în 2024... Ce făcea el cu Gușă la braț în 2009 la Moscova? Eu am altă problemă. Adică încercam să zic asta. Deci, Joană însuși acum evită să răspundă. Eu am văzut înainte să plec în săptămânile din urmă
tot felul de susținători ai domnului Joană, care în dezbateri din astea cu susținătorii pe la televizor, pe la Antena 3 de obicei să fac niște de-astea clac așa style, dom'le, aia cu vizitele la Moscova, de câte ori a fost, de câte ori n-a fost, haideți, dom'le, astea-s răspunsurile lor. Hai, dom'le, veniți cu chestiile astea vechi de 15 ani, dom'le. Eu nu cred că Joan a fost recent la Moscova, măcar pentru faptul că poziția de la NATO... Nu-i permitea, categoric, nu. Dar să lămurești chestiile alea, să spui, dom'le, m-am dus acolo cu mandatul ăla să discut aia, să vorbesc aia și să rezolv aia. Deci eu nu... Mie nu... Cum să spun, nu are sens ce se întâmplă în condițiile în care oamenii toți de pe lângă el par a face așa un fel de zid în, știi, în chestiunile astea. Vizita la Moscova, le pasează așa ca și când ar fi niște din astea de genul, hai dumne mare căcat ce a fost acum 15 ani. Bă, a fost acum 15 ani, a fost acum 215 ani. A fost, e important să știm totul despre omul care candidează. Totul, totul, totul. Și uite, omul ăsta se încăpățânează să nu ne spună niște lucruri. Și nu înțeleg cum crede el că poate să o ducă așa până pe 24 noiembrie, în condițiile în care campania n-a început. Ba chiar mai sunt vreo două săptămâni spre trei, nu? Până începe efectiv, formal, campania. Da. Păi, tu te prezinți publicului tău în campanie, nu? Și uite, mai am ceva de pus pe masă despre Joană, înainte să trecem la ce avem mai departe, la restul de platoaș. Oamenii care se uită la noi, cred că știu că noi am anunțat că vrem să-i chemăm la câte o discuție, noi doi pe de-o parte și fiecare dintre cei patru cu șanse părând în studio ăsta, Ciolacu, Ciucă, Joană, Lasconi. Da? Am făcut aceste invitații, le-am definitivat chiar când eram plecat, ne-am stabilit, le-am trimis. Luni au ajuns pe masa candidaților. Uh-huh. Ce am pățit noi? Prima chestie pe care am constatat-o, Joană mi-a picat mie și am trimis eu și am zis să intru acolo la renașteromania.ro să văd, da, unde trim e-mail-ul, că eram plecat și oricum e totuși mail, e 2024. Da. Mă rog, trebuia să intri pe mirceajoana.ro. Domne! Are și site-ul lui. Are și site-ul lui, da, și are contact. Nu acolo? Știu. A, uite, nu m-am gândit, dar eu m-am dus la... Că noi am, adică astea erau cumva niște documente în atenția candidatului și în atenția echipei lui de campanie. Da, noi așa da. Le-am făcut. Da. Și atunci m-am gândit, nu știu, mail-ul lui Joana Bănescă, ăla de la NATO, nu mai e bun, că nu mai e la NATO. El a o șterse aia de acolo, că nu mai e la NATO el. Și atunci m-am dus la... Asta, la fundația asta, Renaște România. Nu e fundație, e asociație. Asociație, pardon, da. Da. Și m-am dus acolo și zic, hai să caut contact, să găsesc. Bă, nu era, deci nu e un tab cu contact. Nu este o adresă de mail, ceva gen, nu știu, contact@renașteromania.ro. Nimic, nimicuț. Acum, eu când am văzut asta, mi-am amintit ce povestea, ce le spun eu studenților sau oamenilor cărora le mai vorbesc despre asta cu fake news și cu nu știu ce, cum identifici o sursă sau o ceva credibil versus ceva care nu e credibil. Inclusiv existența acelei bucățele de contact, să știi că poți să vorbești cu un om pe care eventual să spună și cum îl cheamă. Popescu, Ionescu, Vasilescu, cu cât e mai important sau mai vizibil outlet-ul respectiv, orică asociație, de asta de presă, orice, cu atât e mai vizibil și, sau mai cunoscut și omul ăla de acolo, nu? Adică eu așa cred că e. Și aici mă gândeam că o să pună pe cineva, uite, răspunde la mail-uri cu tare, Popescu, Ionet, cu tare. Nu e nimic. Acum, sigur, noi știam din spațiu public că Silviu Sergiu, fostul jurnalist de la Evenimentul Zilei pe vremuri, e acum în echipa asta de campanie, în zona asta de comunicare. Comunicarea, da. Da. Și i-am scris, Silviu, omule bun, unde pot să trimis și eu asta? Și am trimis, mi-a dat un mail, dar care nu este pe site, presa@renașteromania.ro, și am trimis acolo. E și a doua zi, marți, să cad în picioare. Din preună cu tine, eu acolo, tu aici, ca să zic așa. Am primit acest mail... Bună ziua, mulțumim pentru așa,
Dar nu vrei tu să le citești? Citește-l tu, citește-l. L-ai la îndemână? Nu, l-am la îndemână, dar poți să-l identific. Cred că ți l-am trimis eu. Mi l-ai trimis, așa. Da. Doi, practic omul ne spune că... Mă rog, a refuzat, zică... Da, a refuzat, adică a spus așa, în momentul ăsta candidatul nu are timpul necesar pentru o discuție, pentru discuția promisă, da. Discuția la care a fost invitat. L-am găsit, îți citesc. Te rog. Vă mulțumim pentru invitația adresată domnului Mircea Joană de a participa la emisiunea online Judecata de Acum. Din păcate, agenda domnului Joană pentru perioada următoare nu îi permite să onoreze invitația dumneavoastră. Rămânem în legătură. Da. Vă mulțumim. Cele bune. Echipa de comunicare. Bun. Acum, noi am avut, cum să spun eu, prima oară am râs, după aia am zis, bă, dar stai puțin. Noi n-am dat un termen, adică noi n-am spus, domnule, uite, undeva săptămâna viitoare. Sau până în data de 15 octombrie sau ceva. Nici pomeneală, pe noi ne interesează evident până în ziua alegerilor, nu? Ca să aibă oamenii timp să afle lucrurile alea înainte să-l voteze eventual, nu? Pe candidat. Da. Asta e sensul, de-aia nici n-am pus acolo că e stupid. De ce să-i pun un termen? Dom'le, cum ai tu timp? Cum alea încercăm? Asta am scris în mail-ul acolo. Discutăm cu echipa de campanie despre un moment, un... Da, când poate, înțelegem, da, suntem un podcast micuț, nu e nicio problemă, înțelegem asta. Da, noi ne dorim să facem și vă așteptăm. Și practic omul, ai spus tu, mi-ai scris pe WhatsApp când ți-am trimis eu, deci omul care acum are în fișa postului un singur lucru, să se facă, nu știu, cât mai cunoscut posibil, nu? Să se pună... De ce mă cunoscut e, dar să se facă auzit, să le vorbească oamenilor cărora le cere votul. Cât mai multor oameni pe planetă, da. Spune că n-are timp. Deși, punctez și eu asta, nu am venit către el cu o propunere de interviu în ziua cutare sau în săptămâna cutare sau în luna cutare, nici măcar n-am zis în luna octombrie. Am lăsat-o deschisă. Dar n-aveam de ce să zicem vă în luna chemăm la interviu... Da. Restul detaliilor, în măsura în care aveți disponibilitatea să veniți, le stabilim ulterior cu echipa de campanie. Joană putea să zică da, vin, avem până pe 24 noiembrie timp, vorbiți cu echipa de campanie și vedeți, am într-adevăr multe activități. Unde mă pot, sper să reușim să găsim, nu vă promit. Da. Măi, știi, din nou ce discutăm de comunicare și de... Omenește. Nu vă... Putea să o zic așa, da. Nu vă promit sigur că se găsește slotul ăla, că mă cheamă toată lumea, nu știu ce. Și pot să înțeleg. Bă, dar de vrut vreau să vin ca să discutăm. N-am nicio problemă. Și știi foarte bine, înainte să intrăm noi în emisiune, și spuneam că, cum să zic, mi se pare aproape o refuzul lor de a veni la o măsuță cu niște jurnaliști, mi se pare... aproape egal cu o formă de a se declara ei, fără să-și dea seama, incompetenți pentru funcția la care aspiră. Deci oamenii ăștia vor să ocupe fotoliul prezidențial. În eventualitatea în care vor ocupa fotoliul prezidențial, se vor lovi de tot felul de contexte de adversitate, de contexte în care vor trebui să țină partea țărilor sau a intereselor lor politice față de alte țări sau alte tipuri de interese politice. Adică întotdeauna vor fi în situații în care se vor ciocni de alți oameni care vor să facă alte lucruri. Păi dacă tu aspiri la funcția asta și te simți pregătit să gestionezi aproape în ritm cotidian un tip de ăsta de adversitate, inclusiv dinspre populația care te-a votat, nu? Uite-te la Iohannis cât de detestat e în momentul de față și cât adversitate vine spre el dinspre societate. Păi dacă tu te simți pregătit și aspiri la funcția asta, atunci vino... Pune-te măcar în situația că nu trebuie să fie plăcut interviul cu jurnaliștii, nu trebuie să fie plăcută întâlnirea cu Stoicescu și Vanghele. Trebuie să fie lămuritoare cât de cât pentru public. În contextul întrebărilor noastre, sigur. Acum te faci într-adevăr de râs dacă vii aici și noi te întrebăm multe și tu zici FSB și procurorul din Bulgaria. Știi? Da, categoric. Da. Mi se pare o formă, ei își probează impostura din punctul meu de vedere. Eu cred că nu va veni niciunul dintre ei. Eu nu știu dacă nu va veni niciunul dintre ei, dar cred că acționând așa,
își probează impostura, își probează că nu sunt pregătiți de fapt pentru funcția la care aspiră. Da, că dacă ar fi pregătiți, ar veni inclusiv în contextul ăsta pe care din start o spun eu, e un context de adversitate, nu e un context de prietenie. Îi chemăm pe oamenii ăștia ca să-i le punem niște întrebări. Da, adversitate și scrie și în fișa. Mie nu-mi plac întrebările de tipul și ce vreți să faceți exact, pentru țară. Nu, și ce vă place să mâncați, ce muzică ascultați, adică malachie de asta, înțelegi? Întrebări despre, cum să spun, despre viitoarea lor funcție, despre meseria lor, nu de politicieni. Înainte de alegeri și eventual planuri pentru după, cum am și scris în invitația aia. Îți împărtășesc în totalitate punctul de vedere, ce cred că ai așa un fel de lunecuș înspre zona asta de, cum să spun, de exoplanetar, nu știu cum să spun, știi? Uite, pierzi ceva din vedere, practic asta încerc să spun. Iohannis a supraviețuit, înțelegi? Dar n-am zis că n-a supraviețuit. Deci există, probabil că la asta se gândește orice viitor, prezumtiv viitor președinte, nu? Inclusiv oricare din ăștia patru sau oricare va veni acum, în noiembrie. Bine, în mor, Iohannis a dat un interviu în 10 păi ani. Asta spun. Ei se gândesc, ia mă, de asta puțin, deci se poate, nu? Adică de ce să mă pregătesc eu? Inclusiv o discuție cu noi doi ar fi o formă de de antrenament, dacă vrei, pentru nu ce urmează, cum spui tu, în bun, dacă vrei să dau alt exemplu, când faci negocierile alea pentru instalarea guvernului, păi vin unii acolo care vor să-ți dea cu masa în cap o parte dintre ei. Vin și unii prietenoși cu tine, dar vin și unii care vor să-ți dea cu masa în cap. Ce faci? O să fugă de la Cotroceni candidații de acum care nu vin la o masă să li se pună trei întrebări? Dom'le, pot să înțeleg că, na, cum ai spus și tu, nu va fi o discuție amicală. Cred că e foarte bine să nu fie o discuție amicală. Oricum, cine vrea lucruri discuții amicale le găsește pe orice post de televiziune sau pe orice podcast din ăsta de oameni care n-au nicio legătură cu chestia asta, știi? Dar vin acolo și zic, dom'le, lasă-mă am audiență. Că s-a dus la Buhnici, mă. Păi da, să spun, da. Adică totuși... De Buhnici a avut timp, domnul Joana, da, nu? Da. Bine, acum, sincer, trebuie să luăm în calcul și faptul că... Nu vreau că... să-l jignesc nu, pe George Buhnici, doar că... Eu vreau, n-am nicio problemă. Nu, eu nu vreau, nici eu măcar vreau. Nu-l cunosc pe om. Tu cred că-l cunoști da, din pro. Da, da. Dar nu vorbim despre Buhnici acum. Mă gândesc strict la format și la relevanța formatului pentru Joana, lămurirea publicului. Joana va putea să spună oricând, m-am dus la Buhnici pentru că Buhnici are 100.000 și voi aveți 20.000. Punct. Da. Și atunci ne-a închis gura. Dar noi știm de fapt că nu de-aia s-a dus la Buhnici. Mă rog, mie nu mi-a închis, dar nu... Bă, nu, nici mie, da. Dar, cum să spun, matematica e matematică. Chiar și pentru mine, care am făcut umanul și nu mă pricep la ea deloc. Da? El poate să spună, dom'le, în timpul în care vin la voi o oră, pot să mă duc la un podcast, nu știu, sunt de-astea, Ilinca da, Vandiș, nu mai știu. Bine ar spune o paia cinstită. Acolo nu mi se pun întrebări, dom'le, păi, de-aia mă duc. Noi știm asta. Cei care se uită la noi, sper la rândul lor, știu asta. Da? Acum, dacă Joana alege să facă asta, alege să facă asta. Noi, cum a spus Otilo, aici suntem ziariști, când scriem suntem și mai ziariști, apropo de ce am zis că urmează, și ne facem treaba. Și să fim sănătoși. Lumea, cine are urechi să audă, aude și votează după cum îi spune capul ăla cu care aude. Am terminat bulciu. Hai mai departe. Cine muncește, se vede. Cum frumos zicea... Lumea te vede, da. Gică Hagi. Da. Îl lăsăm un pic pe domnul Joan deoparte, deși... Doar un pic. Am așa un sentiment neplăcut că până la finalul acestui an nu vom avea nicio emisiune, nu vom avea nicio judecată în care să nu-l pomenim pe Joan. Păi dacă mai face tâmpenii din asta, auzi, FSB, biro la FSB. Dar vezi că am promovat ediția din această seară, nu știu dacă ai remarcat, pe contul nostru de Facebook, exact cu următorul titlu.
titlu Mircea Joană spune lucruri trăznite, fără Virgilianțu, dar cu Stoicescu și Vanghele. E bun, da. N-am văzut. Putem să facem și o rubrică, dacă vrei. Eventual înlocuim Duhul Rău cu Joană spune lucruri trăznite. Stai să vedem noi închis anul ăsta electoral-campanistic și după aia ne gândim la orice... Tu ai avut dreptate, tu îți dai seama că nici n-a început campania și deja Joană face ca Ciubaca? Da. Da, e cum să spun, bun, noi știam că e slab, noi știam că este, cum să spun eu, nămolos, mocirlos, da? Noi știm astea, dar știm pentru că noi doi întâmplător am și trăit pe aici pe în zonă niște ani de zile și am văzut personajul în toate iterațiile lui, nu, de-a lungul anilor ăstora, și știm... că e o chestie, o carcasă goală, Joana. Joana nu e, e un maimuțoi. Și bucățile astea pe care, da, uite cum a fost asta pe care... Nici măcar o carcasă, e un lichid care ia exact forma vasului în care e vărsat. Inclusiv povestea asta pe care a scos-o colega noastră Sidonia Bogdan, deci încă o dată jos pălăria pentru asta. Sunt bucățele de puzzle dintr-o devenire din asta care eu sunt aproape sigur că în câteva săptămâni de zile ne va fi foarte clară tuturor și atunci o să vedem un, ți-am spus, o băltoacă de om care, na, ce, adică ce, cum vine și spune dumne, am fost la NATO, păi te-a trimis Dăncilă, e simplu. Și na, ce să mai discutăm? Dar vom mai discuta până când lămurim toate bucățile astea de puzzle, până întoarcem toate cărțile, știi? Că Joana e așa, da, ca la ca la poker de ăsta de așa. Bun. Trecem de la Mircea Joană Ovidiu la Vasile Bănescu, fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, care părăsise recent postul de purtător de vorbe al BOR. Iată, săptămâna asta a fost un vot în Parlamentul României cu privire la instalarea unor noi membri ai Consiliului Național al Audiovizualului, acel organism care supraveghează piața de TV și de radio, da, din România. Să se facă acolo jurnalism corect, mă rog, nu doar jurnalism, să fie media sănătoasă la cap, să zicem, în zona de radio și de TV. Ei bine, din viitoarea componență a CNA va face parte și domnul Bănescu. Pe mine m-a șocat, intrigat, enervat și pot să mai pun slash până... Propunerea guvernului. Propunerea de aia am făcut cumva o pauză, mă gândeam, da, bă, dar cine l-a propus? Da, că nu guvernul, mai guvernul l-a propus. Guvernul, dar nu României... contează, l-a votat, ba, da, Parlamentul. Stai un pic, contează și asta, pentru că e poate unul din momentele în care le putem reaminti cetățenilor felul în care se compune CNA-ul. Da, dar n-are... Da, prin dacă... propuneri... făcute de diferite instituții, da, politice slash politizate. Administrația prezidențială, da, propune, da, candidat pentru CNA. Guvernul României, da, propune candidat pentru CNA. Partidele parlamentare. Partidele, da, parlamentare, da, propun candidați pentru CNA. Bănescu, în cazul de față, a fost livrat de guvernul Ciolacu. A fost propus de guvernul Ciolacu și, da, votat în unanimitate de Parlament. Bun, acum... Parlamentul României, această glumă într-o hală mare, că asta e de fapt, nu mă mai surprinde ca rezultat așa overall. Ce m-a surprins a fost unanimitatea, ceea ce denotă, cum să spun eu, lipsa conexiunii cu realitatea absolut tuturor oamenilor care au votat acolo. Și bun, acum eu am zis, bă, nu a fost atent, a fost vreun ăsta politic, nu știu ce, dar am văzut o declarație a eternului nostru domn, zi-mă, cum îl cheamă, că mereu uit. Năsui. Năsui. Claudiu Năsui, de la USR. Da. Eu am tot zis, dom'le, pe mie USR-ul, cel puțin într-un moment al vieții mele... Dar tu ai vânat senzația... declarații din zona USR? Nu. Sau pur și simplu ți-a sărit asta în ochi? Nici nu mai știu cine mi-a trimis-o. Eram plecat... Nu cred că e Năsui singurul care a aplaudat ca focă la auzul numelui Vasile Bănescu. Dom'le, nu că focă. Da, Deci vreau să caut, dar trebuie să ai răbdare cu mine.
O să caut și o să vă citesc ce a spus ăsta Năsui, dar înainte vreau să fac așa această zi, mini introducere. Pe mine, la un moment dat, în tâmpenia mea din cap, am avut, mi-a lăsat viața așa senzația că mă reprezintă acest USR. Unul dintre motivele pentru care consideram că mă reprezintă acest partid USR era fix ăsta, că puteai inclusiv să ai o discuție cu ei despre legătura asta, simbioza asta, stat-biserică, despre care noi doi am tot scris și am tot vorbit de 7 ani de când avem proiectul Să fie lumină. Și am investigat și am făcut, dar am și dres. Bun. E, și acum, în... Păi și ce, ăsta e primul moment în care îți dai seama că USR nu găzduiește și el minți cu care să poate discuta argumentat și normal pe tema asta. Domne, că mie clar de mai mult timp că nici măcar cu cei din USR nu se poate discuta propriu-zis despre limitarea legăturii subterane bor stat în România. Bun, da, dar puteam, nu știu, puteam zic că domne, n-am putut să facem mai mult, nu știu ce, dar domnul Năsui, care îmi va cere votul, deschide lista USR pentru Camera Deputaților la București, unde am eu buletinul. Da. La București, da? Uh-huh. Zice următoarele. CNA este o instituție cu multe probleme, disfuncțională, incapabilă să combată fake news-ul și, în schimb, foarte capabilă să atace posturi de televiziune câteodată în mod nedrept și niciodată în mod drept, aparent, whatever, nu știu ce vreau să spun. Dar de data aceasta avem... Îmi vine să mă ric în picioare și după asta și sparg ceva. Dar de data aceasta avem ocazia să votăm o persoană care și-a demonstrat cu prisosință competența și etica și profesionalismul în comunicare. O persoană pe care și noi la USR, ca adevărați liberali, o votăm și o să o votăm și să o susținem. Scuză-mă pe mine. Mă bucur că avem opțiunea de a-l vota și USR-l va vota în integralitate pe domnul Vasile Bănescu, pentru că exact genul acesta de oameni, că exact genul acesta de oameni e nevoie să vină în tot statul român. Nici ție nu-ți vine să duci mesajul până la capăt. Păi nu, dar te așa, poticnești, păi dacă așa te... E citat aici, citesc de pe pagina de media. Mai ales în funcție de genul ăsta, unde este nevoie de verticalitate și onoare. Te înțeleg, e indigest mesajul. Sincer, deci, la propriu mă doare stomac. Da, pe da, cuvântul da. Meu, doar bine, mă durea, recunosc. Am fost blând zicând indigest. Recunosc că mă durea dinainte, dar acum chiar m-a luat. Băi, e inadmisibil. Și bun, acum o să zică lumea, dar ce ai, dragă, ești nebun la cap, ce-ai cu Bănescu? O să zică multă lume, Ovidiu. Da, da, da. Absolut inexplicabil, Bănescu are această aură de cavaler al dreptății și bunei comunicări în România. Am văzut oameni din tot felul de cercuri sociale lăudând ieșirile lui Bănescu. Când... mă rog, au fost niște momente, în special astea... Și ce contează, cum spui tu, că ceasul stricat arată ora corectă de 2 ori pe zi. În povestea Rusia-Ucraina, Bănescu a avut o poziție corectă, principial. Trebuie să... Acum, nu vreau să fiu eu... Ascultă-mă un pic, hai să clarificăm și asta. Nicolae Ceaușescu avea poziții corecte cu privire la ce se întâmplă în Republica Congoleză sau în cine știe ce Republică Sud-Americană. El avea poziții incorrecte cu privire la ce se întâmpla în România, adică acolo unde avea putere directă de acțiune. Da. Ce vreau să spun cu asta? Indiferent câte poziții corecte a avut de-a lungul timpului domnul Bănescu cu privire la chestiuni care nu erau în aria sa de intervenție și de rezolvare, pe mine nu mă convinge, pentru că domnul Bănescu n-a făcut nimic ca să rezolve într-o sporire a transparenței și democrației în România lucrurile care țineau de intervenția sa directă. Înțelegi? Și tu știi foarte bine la ce mă refer. Hai să facem repede și facem un inventar al lui Bănescu, dacă vrei. Eu aveam nevoie pentru a spune despre Bănescu că e un om ca lumea, cum m-a zis acolo, un vârf al comunicării și al profesionalismului, aveam nevoie ca măcar în câteva instanțe Bănescu să acționeze corect acolo unde
profesia lui și locul lui profesional îi dădeau posibilitatea să acționeze să corect. Facă. Da, da, da. Pentru da. Că altfel, Ovidiu, cu ce te ajută pe tine dacă eu fac cel mai prost jurnalist de pe lume, dar în rest vorbesc frumos despre toate? Pace, să fie pictură, pace. Da. Domnule, să fie pace, să fie nu știu cum, dar jurnalismul e oribil. Așa și da. Bănescu. Am înțeles ce spui și sunt perfect de acord cu tine. Încep eu cu... Adică am avut această... am avut onoarea de a distruge într-un proces Biserica Ortodoxă Română și implicit poziția domnului Bănescu. Formal, procesul am intentat eu, dar era de fapt în numele să fie lumină, da? Pe legea 544 noi am cerut, apropo de onoare de asta, că de-aia mă uit, am aici ăsta, ca să spicuiești cât un cuvânt, pac, uite onoarea, pac, uite transparența, uite verticalitatea, știi? Deci, noi am cerut ce a făcut cu banii BOR-ul. Punctual, acolo, acolo, te acolo rog, la catedrala... Te rog să lucrezi cu exactitate cronologică. Când? Păi nu, de ce? Știe. Nu mai da, știu. Păi nu zic mai eu știu. Atunci. În 2021 ai cerut printr-o solicitare... Zici. 2021, okay. Zic, da. Te gândești că e 2020, cred a? Că da, da. Dacă vrei zic 2020 ca tine, eu zic nu că e 2021. Da, spun că nici nu contează. În 2020-2021 ai trimis o solicitare pe da. 544 Patriarhiei Române în care cereai detalii cu privire la mai multe cheltuieli făcute, da, de, patriarhie, făcute de Patriarhie din bani publici. Din bani publici, exact. Da. Și mi-a spus domnul Bănescu, atât personal, pe mesaje din astea, așa, că vorbeam pe mesaje de la un punct încolo, n-am mai dorit să mai comunicăm în viu grai. După aia, inclusiv instituțional, mi-a răspuns la cererea pe 544 că nu ne dă nimic, că da. E treaba lor ce face biserica cu banii și că există curtea de conturi și... Că sunt niște, instituție privată, că sunt instituție privată și să întrebăm și niște statul. Avioane de genul ăsta, da? Da. Noi atunci judecată și m-am ocupat, am încercat să mă uit atent la ce se întâmplă acolo, la proces, la nu știu ce, și am câștigat procesul. A durat 2 ani. A durat 2 ani, sigur. E domnul, important. Da, domnul Bănescu. Pentru că, știi de ce, Ovidiu, insist? Pentru că Bănescu a fost în poziția să îți răspundă sau să nu-ți răspundă, iar nerăspunzându-ți a determinat un proces da. De 2 ani de zile. Da, 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 da. Noi, tu, am consumat 2 ani din viața noastră și pentru asta. Asta spun. Slavă Domnului că n-am făcut doar asta în ăștia 2 ani. Dar ce e important? Unu, Bănescu... cum să spun eu, lipsa lui de transparență pe care omul ăsta aici o consideră, profesionalism în comunicare, etică, verticalitate, onoare, cuvinte, de asta stau cu ăsta în față, da? Omul a spus, nu e adevărat, dumne, legea 544 nu ni se aplică. Basically asta a spus omul, da? Eu m-am dus în instanță și a venit instanța și a dat cu alea în cap și a spus, măi Cocoș, du-te și spune-le oamenilor ce ai făcut cu banii. Omul a fost forțat să ne spună și ne-a spus și noi am făcut jurnalism din datele alea, din cifrele alea. Da. Bun, acum speculație, uite, ridic mânuța. Faci pariu cu mine, băi, bosule, că dacă mâine îi cer pe 544, bine, dar nu mai e Bănescu acolo, dar dacă îi ceream când era, din nou, după ce am câștigat procesul, altă cerere, alți bani. Îți zicea același lucru. Adică că refuza. Refuza. Da. Pentru că s-a prins probabil, dacă nu știa deja dinainte, că un proces ăsta durează 2 ani, 3 ani, miau, miau, miau. Și păi, uită omul, poate mori, dracu, adică că nu mai suntem nici noi tineri, înțelegi? Și sau, scapă. Și scapă un cu alt aspect important. Nu mai ai ce să mai faci cu datele. Da, alea. Exact. Eu dacă cer în 2020 niște date cu privire la cheltuieli publice de prin 2018-2019, s-ar putea să mă mai ajute mai foarte puțin un răspuns 3 ani mai târziu. Absolut, e istorie deja, da. Deci, părerea mea e asta este, că Bănescu în continuare ar spune, domne, nu este adevărat, nu ni se aplică legea 544.
mergeți în viață și mai întrebați dumneavoastră pe unul sau pe altul. Da. Înțeleg? Asta cred. Poți să o fac eu pe avocatul diavolului? Te rog. Să zicem că Năsui ar putea să vină acum să zică, păi și cu ce distruge asta spusele mele, că e un caz particular care ți s-a întâmplat ție. Păi cum, dacă ți-arată că omul ăsta n-are nicio formă de înțelegere a realității, a eticii, a onoarei, a verticalității, pentru că asta înseamnă să respecti o lege. Acolo nu trebuie, deci încă o dată procesul ăla n-a fost vreo, nu s-au adunat învățații dreptului ca să-i spună lui Vanghele, băi bosule, uite ce situație ai pus tu aici în fața noastră, da, dumne, ai dreptate, dar după am stat noi și ne-am gândit, nu, era foarte logic, am explicat cu pixul mână, domnul Bănescu, acolo dumneavoastră primiți și bani publici la Catedrala Mântuirii, la ale, la ale, la ale, la Ilfov, la unde primiți? Bani la Pantelimon era, da, da. Dumneavoastră acolo când primiți bani publici, trebuie să dați, dumne, un picuț de socoteală pe ei. I-am explicat și varianta ailaltă ursărească, pentru că întâmplarea face că înțeleg cum fac ei, vagabonzii. Eu dacă sunt primar, dau la catedrală 10 lei și îi, catedrala spune, mă rog, cine face? Beoreu, nu? Ce? Eu nu dau nicio socoteală să vină curtea de conturi, care nu vine niciodată la BOR, bineînțeles, și după aia îmi întoarce mie 5, din aia 10. Înțelegi? Că n-are nicio formă de control nimeni asupra acelor bani. Despre asta e vorba. Nu e rocket science. Și am explicat, domnul Bănescu, nu poate să fie așa ce spuneți dumneavoastră. E păcat, ajunge pe tribunal. Nici nu discut, e o prostie ce susțineți, noi suntem instituție privată, dacă te duci la buget, spui, dumne, noi suntem instituție, suntem cu tare, suntem nu, pilonul. Nu, zic tot la fel, zic instituție privată de interes public. Nu, dumne, dar după aia spun că ei sunt, cum să spun eu, păstrătorii tradiției și cu tare, și cu tare, a? Și după aia când te duci și întreb de banii aia pe care au câștigat vorbind vorbele alea, da, spun, păi stai, dumne, că nu suntem, suntem și noi o instituție privată, zici că sunt Asociația Centru de Investigații Media, păi înțeleg? Da, mă, spun și pentru că știi foarte bine, cam toți decidenții din statul român le-au ținut isonul de-a lungul timpului și iată răsplata primită acum de domnul Bănescu. Bun. Și care dispare de la BOR, dar e recuperat de statul român via Guvernul României și aruncat în CNA. E. Și mai vine și USR-ul, opoziția, și îmi zice, bravo, domnule, etic, e, nici nu ne așteptam la un asemenea om. De ce? Cum să spun, dacă îl punea la BNR sau la District Gaz, să moră dacă mă enerva. Nu aveam nicio treabă. Poate două, să pricepe la gaz, oricum nu se pricepe nimeni la nimic în România, deci nu e nicio problemă, să-l pună. Bă, dar la CNA, dincolo de, cum să spun eu, adică la CNA tu ai încercat să explici acolo ce face CNA-ul ăsta, dincolo de tehnicalitățile astea, că postul cu tare de televiziune trebuie să aibă nu știu câte minute pe zi, emisie proprie și dracu și lacu cu licențe și cu alea, că sunt licențele statului român și de-aia CNA-ul se ocupă de astea, bă, dincolo de astea, acolo se discută despre presă. Presa... una dintre, cum să spun eu, una dintre funcțiile ei, cred că e esențială, sau dracu, nu știu, depinde în ce context vorbim, dar e esențială, poate singura, este asta, dom'le, de spus lucruri oamenilor, de, cum să spun, de asigurat legătura asta între cetățeanul normal și conducerea statului, nu? Deci asta e, asta e cureaua asta de transmisie, nu știu cum dracu să-i spun. Păi asta se face prin întrebări din partea presei în beneficiu publicului și transparență din partea ălora. Dar transparența e esențială într-o democrație. Deci tu vii într-o zonă din asta de guvernat presa, dintr-o poziție în care tu spuneai, care transparență, te dume de aici cu transparență? Da? Pierzi un proces. Și acum, să, cum să spun eu, să mergi acolo și să discuți despre beneficiile transparenței în jurnalismul de televiziune, de audiovizual, mă rog, românesc, păi este nebun la cap. Și cu, se întâmplă asta și vine Năsui și aplaudă ca o focă, păi nebunesc. Pur și simplu am înnebunit. Am înnebunit când am auzit asta. Când am auzit acest laudațiu, repet, dacă ar fost o de asta, domne, ce să putea, nu știu, putea să vină Nuțu Cămătaru. Na, și uite, a venit domnul Bănescu și e mai bine.
dăm și mie spațiu, te rog, câteva minute, da, ca să mai pun niște fapte băneștiene pe lângă Pune-le. Cele precizate deja de tine, pentru că discuția a curs exact în direcția pe care mi-am dorit-o. Și anume, cumva tu în momentul de față spui că trecerea prin viață a domnului Bănescu e incompatibilă cu ce trebuie să facă el la CNA. Cu viața celorlalți, aproape, îmi vine cu viața noastră democratică, exact, în general. Da. Bănescu ajunge în CNA și trebuie să facă niște lucruri pe care s-a dovedit incapabil să le facă cât era în alte poziții. Cam ăsta ar fi rezumatul. Și vreau să mai pun aici niște fapte ca să înțelegem cine e personajul. Eu le am pe ani, așa, de-aia mă și uit. De-aia stau cu telefonul în față, că mi-am făcut temele. Înseamnă că te-ai enervat și pe tine. Eu vreau să zic că nu găsești niciun an în ultimii 6-7 în care Bănescu să nu se fi devoalat pe sine ca mai degrabă adversar al societății deschise, absolut, democratice, da, transparente. Da, nu există an în ultimii 6-7. Da. Și vine Parlamentul votând în unanimitate și opoziția livrând odele astea penibile, pe bune. Păi da. Hai să o luăm așa. 2018, anul referendumului pentru familie. Dacă n-ați nimerit la momentul respectiv nici măcar o secundă pe programele televiziunii Trinitas TV, vă spun eu că eu am stat zile întregi atunci. Bănescu, dimpreună cu Mihail Neamțu și pe alocuri Constantin Necula, era de dimineață până seara în emisiuni la Trinitas, în care, desigur, încerca să demonstreze pericolul încuvințării căsătoriei civile pentru persoane de același sex. Da. Bănescu acum ajunge în CNA fiind, într-o anumită măsură, chemat să protejeze exact acest spațiu de exprimare pe care el nici măcar nu vroia să-l ia în discuție la momentul respectiv. Deci același Bănescu care refuza, domnule, cum să discutăm de astfel de aberații, de la normă, de la... Bănescu acum e pus într-un organism unde trebuie să se asigure că există spațiu pentru ăia, de manifestare a lor. Da. Idiot, nu? Absolut. Noi și noi la oaltă cu... Adică idiot mediul ăsta. Nu. Păi fac și o parte din societate. Ce să fac? Năsui. Da, eu năsui. Eu nu. Că eu știu, tu știi. Eu știu cine e Bănescu. 2018. Te rog. 2019. Îți reamintesc, la momentul respectiv eram noi implicați într-o documentare mamut la Să fie lumină cu privire la abuzurile sexuale de la seminarul teologic din Huș. În contextul respectivei documentări, colega Diana Uncioiu a primit într-o dimineață un telefon în care a fost amenințată că îi se va rupe capul dacă continuă să documenteze treburile BOR. Am publicat la momentul respectiv, chiar în ziua aia, iată ce ni s-a întâmplat. Diana a mers la poliție, a depus o plângere. Bănescu a reacționat chiar în ziua respectivă, fiind sigur anunțat de presă că s-a întâmplat asta, fabulă, și cerându-i se o reacție. Păi să-ți citesc. Dacă gestul acesta este real, da. Bănescu nu credea că e real gestul, credea că noi ieșim... Mâncăm caca. Că n-avem treabă. Vrem să facem rău bisericii, nu? Adică trebuie să fii foarte rupt de realitate ca să spui totuși asta. Dacă gestul acesta este real, autorul lui va putea fi identificat cât mai curând. Oricum, orice încercare de obraznică asociere a Bisericii Ortodoxe Române cu un asemenea caz este moralmente autodescalificantă. Adică ne facem noi de căcat că bănuim cineva? Hai să spun până la capăt. Așa. Într-adevăr, domnul Bănescu a avut dreptate. Autorul apelului a fost identificat. Da. Era un trăitor în biserică. Exact. Era un fost seminarist de la Huș, apropiat de fostul episcop Onilă, pe care încerca să-l protejeze, să zicem, iar omul respectiv, în momentul de față, face parte din BOR. Nu știu dacă are parohie, că n-am mai stat să văd ce a mai făcut în ultimii 5 ani băiatul respectiv. Dar la momentul respectiv era cântăreț bisericesc, într-o parohie din Brașov. Da. Eu știu, adică, toate detaliile astea. Domnul Bănescu nu le știa nici atunci? A ieșit repede să spună autorul va fi... Dar el a căzut în propria plasă. Autorul va fi identificat. Și oricine încearcă să lege povestea de BOR se descalifică moral.
Nu, domnul Bănescu, dumneavoastră v-ați descalificat moral, da, vorbind înainte măcar să vă sinchisiți, să aflați cine a dat cine telefonul ăla. Da, da, da. Și v-am spus noi și am publicat într-una din investigațiile de la momentul respectiv, am publicat, mă rog, am impresia că totuși nu i-am publicat identitatea amărâtului ăla, că nici nu pot să-i zic altfel, care a dat telefon ca prostul, că tot n-am cum să zic altfel. Dar omul era din Bor și Bănescu a ieșit așa foarte cocoșesc, descalificant să fie băgată biserica în asta. Biserica s-a băgat singură în asta. Ăla s-a băgat, da, îl plătește BOR, da. 2019, da? A fost asta. Yeah. Tu ai vorbit de povestea cu refuzul de a răspunde pe 544, no, care e 2020-2021, am mai zis noi. Da, da, da. În 2022 a fost altă poveste. Yeah. Televiziunea Română a organizat o emisiune la care tot Diana a participat. La care a participat colega Diana Uncioiu, da, dinpreună cu Mihail Neamțu. Mă rog, mai erau și alții pe în studio, dar eu precizez personajele care mă interesează. Emisiunea era despre restrângerea dreptului, despre păstrarea sau restrângerea dreptului femeii de a face avort în România. Evident, Diana susținea păstrarea dreptului, Neamțu Trump, zici bine, da? Trumpul român. Ștrampul român, exact, mai bine decât Trumpul român. Da. Iertați-mă, nu m-am putut abține. Susținea limitarea sau cu totul scoaterea în afara legii. Da. Cine a reacționat după emisiune? Emisiune în care Neamțul s-a făcut de râs. S-a făcut de căcat, da. Cred că emisiunea se găsește pe YouTube. Da, da, s-a râs. Cred că se cheamă Referendum România. Avea TVR un format în care aduceau două tabere. Două tabere care să duelau, care să duelau pe o anumită retoric, temă. Da, 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 da. Uitați-vă la ea, nu trebuie să mă credeți pe mine pe cuvânt. Da, da, da. Din punctul meu de vedere, Neamțul s-a făcut de râs. Păi, a livrat niște argumente penibile care au fost demontate bucată cu bucată. Normal. A doua zi a ieșit Bănescu cu reacție, acuzând-o practic pe Diana de, nici mai mult, nici mai puțin, pruncucidere. Nu te supăra asta, pentru mine e încadrare penală. A, e, întâmpit, da. Pruncucidere. Asta a zis Bănescu la momentul respectiv. Am și publicat ca reacție atunci un soi de poziție comună, un editorial pe De la Zero, domnul Talibănescu, da, i-am zis noi, pentru că efectiv omul s-a comportat ca un taliban. Da, da. Doar un taliban într-un regim teocratic iese cu o încadrare penală în situații de genul ăsta. La niște vorbe, da. La niște vorbe, la o poziție până la urmă pe care o exprim public. Bănescu a zis pruncucidere și alte lucruri de genul ăsta. Același om e chemat acum să facă parte dintr-un organism care trebuie să-i permită și Dianei Oncioiu să-și spună părerea pe televizor, nu? Nu! Normal! Păi dacă se face vinovată de pruncucidere în capul relativ micuț al domnului Bănescu, evident că nu. Doar că până la un punct, hai să zicem că n-am avut o problemă formală cu pozițiile domnului Bănescu. Dar de acum avem, că face parte din CNA. Ovidiu, și gata, termin. 2023, închei inventarul aici, a fost o expoziție Art Safari în București cu lucruri neplăcute vederii domnului Bănescu și domnul Bănescu a ieșit public și a acuzat expoziția de, țineți-vă bine de scăunele, blasfemie. Da, domne. 2023. Un om crede că există într-o democrație situație de blasfemie, înțelegi? Da, da. Dar cum poți să spui, eu nu înțeleg cum poți să spui asemenea lucruri despre un om plin de verticalitate. Mă, ți se pare că sunt suficiente fapte? Pentru că mine, eu de aia am ținut să fac inventarul. Domne, n-am vrut să o las doar. Nu, dar stai puțin, pentru mine, eu cum să spun, sigur, o să râd, ce o să vină, o să vină Bănescu și o să spună cine dă metal la televizor e satanist, e dracu, ce paică, e stupid. Totuși, trec anii, omul ăsta nu înțelege că anii trec și oamenii înțeleg, să deșteaptă oamenii, nu mai sunt proști oamenii să mai vorbească de blasfemie, de alea, pruncucidere. Păi dacă te duci, bă, dacă vii în România decretului, bă, am avut decretul, săreau femeile de pe șifonier ca să piardă sarcina și făceau chiuretaj cu ăla, cu umerașul,
cu fierul de la umeraș se făcea chiuretajul și de la mama. Știu. Și da? Cu, cum se cheamă? Cu sula aia de... Cu tulpina plantei, știi? Da. Adică anumite plante erau folosite... Cu sula de cizmărie da. Se făcea. Deci asta se făcea în România și să vii acum atunci să spui, să se întoarcă vremurile alea, păi suntem nebuni la cap. Dar ți-am spus, totuși, sigur, există și varianta să plecăm dacă o să... Poate vine cu vreun aiatolah, gura mă, nu știu ce poate să întâmple. Dar... Aiatolahul nostru se cheamă prea fericit. Exact. Îi zi pe nume. Da, da, da. Dar, cum să spun eu, acolo este nevoie de un om, de oameni, că acolo e un for colectiv, de ai spus tu că sunt trimiși de acolo, de acolo, de acolo, niște oameni care au niște decizii. Oamenii aia trebuie să ia decizii în primul și în primul rând în sprijinul transparenței, bă, că asta e media. Pe asta se bazează media. Și scopul ei e să facă legătura între ăla și ăla. Și ăla trebuie să dea transparență și ăla trebuie să pună întrebări. Asta înseamnă democrație. Atâta. Blasfemie și alea sunt așa, cum sunt floricelele alea pe care le-am pus noi pe mesajul nostru, așa zis jurnalist, nu? Cum i-a zis Joana Lubiro. Da. Da? Omul ăsta trebuie să pledeze pentru transparență și el în fața mea i-a spus, domn Bănescu, dar e simplu, zic, serios, pierdem vreme. N-avem nici bani, se învadă că dăm bani pe avocați, să facem. Nu, nu, că eu știu că nu e adevărat. Bine, dumneavoastră, și a dat instanța cu alea în cap. Și ăsta, nu doar că ajunge acolo, ne este prezentat, nu? Ca verticalitate, fiind, da, onoare, da, da. Profesionalism, în comunicare, competență și etică. Bă, prisosință în astea. Deci prisosință. Are, dă, poate să ne dea și mie, dar și ție. Că e prisosință. Bă, suntem nebuni la cap. Suntem foarte... Să dea Dumnezeu și măicuța Domnului să îi să usuce mâna cui o vota lista aia deschisă de năsui pentru vorbele astea. Uitați-vă la mine ce vă spun. Mai bine mă duc și mă votez eu. Zici că au căzut ăia de pe scaune din USR, că au pierdut un votant. Nu, păi nu, eram deja, eram pe plecare de mult. Dar acum să o suce mânuțile cu o pune lăbuța pe aia să voteze acum. Dom'le, nu fă... Nu se poate așa eu ceva. Eu interpretez crucea asta a ta de mai devreme ca fiind un gest de blasfemie. Bănescian. Și am, cum zic, bat înspre Bănescu. Bă, nu se poate, mă, cum să spui așa ceva despre omul care a făcut toate astea? Și încă multe altele. Dar ce te faci tu dacă își întinde CNA-ul o aria de supraveghere și asupra internetului? Păi și ce să-mi facă? Era să zic eu ce să-mi facă. Păi știi că există... Există, formal au posibilitatea să ne ia la mână. Dar era să zic eu ce să ne facă. Sincer acum, ce poate să ne facă Bănescu nou că vorbim aici? Ce zic, că e blasfemie? Dă-mă la blasfemie, nu știu, pune-mă la slujbă, la alea, la cum se cheamă. Nu mă, te excomunică sau cum e, ești excomunicat din parohia ta de la Câmpina sau nu știu, cred că de acolo trebuie să te dea afară, știi? Mă identific... Ai și tu locul tău în biserică. Mă identific drept excomunicat deja, adică știi că o dau unde astea în... alt left de la de la ai vrea celor... să primești hârtie de aia de la episcop, nu? Episcopul tău e chiar Daniel. E Daniel, da, da. Da, da. Bine, deci dar el, nu, el îți trimite hârtia. Cum e după buletin, e după unde e? Tu unde faci parte din Arhiepiscopia Bucureștilor, care e păi condusă nu. De Daniel și atunci Daniel te excomunică. Ah, ok, da, da, da. Dar, de fapt, stai că și dacă pe buletinul vechi pe Câmpina, eram tot sub Daniel. Da. Deci n-am asta putut zic. Să plec. Da, și da. La Câmpina erai sub Arhiepiscopia Bucureștilor și la București, clar, ești sub Arhiepiscopia Bucureștilor. Domne. Și din ce știu eu, episcopul emite actul ăsta. Să emită... Ți-aduce aminte că a fost cazul ăla cu Georgică Vatră da, la Focșani, da, da. Unde mai mulți credincioși din parohia preotului, la vremea respectivă că a fost dat afară din Bor, Georgică Vatră, au fost excomunicați de Ciprian de la Buzău. Da, bă, și au primit, aia, mă, aia de la Ciprian, știi? Trebuia să vină ca în desene animate și era un din ăla care venea pe sunteți o trotetă și deschide aia și citește pergament, știi, și după aia închide și pleacă așa în zare să vede pe deal. Am tricoul ăsta cu Donald Duck, mă duce cu gândul la desene animate. Nu, uite, cred, acum sincer, cred că greșim încheind într-o notă amuzantă ca lupul ăsta despre Bănescu, pentru că dacă era doar amuzant, eventual îl băgam la rubrica de încheiere emisiunii și trăgeam un râs sănătos și plecam acasă. Nu cred că e de râs, Ovidiu, nu sincer. Nu e de râs. Încă o dată, pozițiile astea sunt importante. Uite,
eu am avut la CNA povestea cu Ciutacu, cu care mă judec, da? Cred că am termen pe 1 noiembrie sau ceva așa. Mamă, numai procese ai. Păi ce să fac? Păi ar fi trebuit să-l dai și tu în judecată, l-am dat doar eu. Pe cine, pe Ciutacu? Pe Ciutacu, păi dar n-a spus la RTV, a zis că, practic a zis că ne ardem în grup, da. În cutare. Da, da. Știi? Și eu, nearzându-mă niciun grup, am considerat că nu e regulă asta. Și după aia, mă rog, m-au mai zis niște alea, că buboaie, ne-a făcut în toate felurile. Sunt actele în proces, dacă vrei să le trimit. Și mă judec cu el, pentru că nu se poate să îmi spui niște vorbe de genul ăsta. Mai ales într-un context în care tu, revendicându-te jurnalist, deci informat, aveai la îndemână toate datele pe care tot noi ți le-am dat. Da? Era povestea aia cu ăia care au vrut să ne dea o șpagă, nu știu cum, știi treaba. Da. Așa. Deci, în contextul ăla, eu m-am dus mai întâi la CNA și am spus CNA, dom'le, vă rog frumos să sancționați bălăria asta, pe cum să ne spună nouă. Dar l-au sancționat, nu? L-au sancționat, da, l-au sancționat, mă rog, și l-au sancționat. Da, da, 10.000 de lei amendă. Da. Adică da. Un sfert de secundă de publicitate. Dar a avut trebuie. Legătură și cu faptul că nu te-a contactat, nu? Păi, absolut. Sau ăsta a fost articolul... Nu știu, au fost mai multe, parcă două sau trei articole, două sau trei încălcări din astea de legislație formal i-au reținut în sarcină lui Ciutacu, dar... Adică asta, ca să înțeleagă oamenii, se pedepsește în zona de audiovizual. Da, da. Necontactarea persoanei despre care vorbești. E ce am vorbit noi mai devreme. Păi de asta ar trebui să fie nu neapărat o regulă impusă de o legislație, ci de bunul simț al meseriei, pentru că încoată. Eu dacă aș vorbi, de exemplu, și aș spune... Păi dacă o lași la bunul simț, nu mai dai nicio amendă în România. Da, 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 nu. Te da. Sună vreodată România da, TV când te umple de zoaie? Da, nu. Eu mă uitam la, mergeam, deci eram în bucătărie, chiar îmi făceam, nu știu ce, încălzeam și am auzit la televizor. Era poza mea, sincer, deci da. Am dat drum. Nu, era... din punctul ăsta de vedere trebuie să apreciem umorul de la România TV. Nu știu cum au făcut și au gândit, dar dintre toate pozele de pe lume au pus una cu tine la intrare în Priponești. Priponești, da, deci da, era da. Ovidiu Vanghele sprijinind semnul de la intrarea în localitatea Priponești. Da, da, da. Ei, ceea și, ce mi s-a părut amuzant, desigur. Și mie. Și atunci m-am dus la CNA și CNA a constatat că într-adevăr eu am dreptate și că mi s-a făcut o mega ursărie de presă și că n-am nicio vină și că n-am nicio și că nu ne ardem între noi, la să fie lumină, da? Și l-a amendat pe om. Adică lucrurile au fost foarte clare. Păi eu dacă ajung iar la CNA și e Bănescu la CNA, Bănescu o să-mi spună, păi stai dumne că n-aveai bască, că aveai bască, mă... Înțelegi ce spun, da? Adică da. Am o problemă deja. Bine, am o problemă. O să fie și el un vot acolo, sigur, între altele. Da, dar da. Acolo n-a fost cu unanimitate, am o veste proastă pentru tine, nu știu, a fost așa mai la muche, mă rog, nu chiar la muche, a fost, nu știu, 6-4 sau 7-4 sau dracu, nu mai știu. Da. Chiar nu mai știu. E nasol. Deci un om ca ăsta, cu trecutul ăsta și cu, cum să spun eu, cu etosul ăsta, apropo de etică, da? Păi da, mă! Da? Să-l pui în poziția de a zice ce e bine și ce e rău în comunicarea publică, în media, da? Da. În media audiovizuală. Și cum e cu presa. Și cum e cu presa. Și cum e cu transparența. Și unde s-au încălcat limitele exact. Libertății de exprimare. Păi dacă el sau spunea, nu. Păi el spunea că e treaba lui Bor ce face cu banii. Și asta cu banii e cea mai simplă. Adică, sincer, și fitu, dacă îi explic, bă, când e vorba de bani, publici, trebuie să spui ce ai făcut cu ei. E simplu. Nu mai contează numărul legii alea, 544, 783, cât o fi. Din nu nou contează. Apelez probabil la o chestiune de bun simț. Da, păi da. Dom'le, sunt în situația asta, am luat niște bani de la stat, zici ce-i cu ei. Și omul a spus, vezi, dom'le, de treabă de aici. Da, da, da. Circulați. Asta este. Și ne-l pune în aplauzele lor. Cine o vota? Doamne, da, cu pații ai ștălpile. Dacă doamne. Tot aduce asta în discuție, poate e o notă bună de încheiere. Nu-i tot o formă de nerușinare faptul că domnul Bănescu acceptă să vină la CNA?
Păi stai, mă, că nu, sigur, noi tot discutăm... Acum iarăși ești tu idealist. Nu sunt idealist, păi, dar tu cere... mi-ai zis mai devreme că de ce nu s-a raportat... Păi și tu ai fost idealist și atunci și eu sunt idealist. Corect. Dacă tu zici, bă, dar Bănescu, de ce nu s-a gândit la lucrul ăsta de bun simț? Băi, cheltuim niște bani publici, hai să-i spunem lui Vanghele ce facem cu ei, că ne întreabă. Și gata, nu mai stau să mai caut legi. Și atunci, cumva, privești și eu lucrurile... ca o formă de concluzie din perspectiva asta. Bă, dacă eu știu că sunt Bănescu și că am făcut toate lucrurile despre care am vorbit noi mai devreme, dar și altele, că inventarul e incomplet, așa, e făcut în 30 de minute. Pot să-mi iau și două zile să-i fac inventarul lui Bănescu. O să fie mult mai multe lucruri aici. Dar așa, în 30 de minute de inventar, știi, și te gândești, bă, eu sunt Bănescu și am făcut toate astea. Bă, nu mă duc la CNA, că e incompatibil cu toate pozițiile mele publice din ultimii 7-8 ani de zile. Cred că și Bănescu a ajuns să creadă ce spune Năsui. Da, domne. Că e un stâlp de moralitate și de comunicare verticalitate, transparentă. Onoare, competență și etică și profesionalism. Da, lasă-mă, domnule. Dracu. Eu zic să-ți faci un tricou cu asta. Dar nici eu despre mine nu vorbesc așa. Înțelegi? Sincer, nu vorbesc așa eu despre mine. Nici în momentele alea în care îmi place de mine. Puține. Din ce în ce mai puține. Prăpăd. Nici nu mai are rost să mai avem ursari. Că practic am avut doi ursari. Ai tu? Nu neapărat. Putem să-i păstrăm pe ăștia, dar hai, nu facem neapărat nominalizări. Așa. De ursari, dar l-aș menționa totuși la finalul judecății de acum pe domnul Mugur Isărescu, care se mai eternizează o tură la vârful Băncii Naționale. Asta e ca și când mi-a zice că a fost și azi ora 3 după masă. Și pentru cine a ratat știrea? Și fiica domnului Isărescu a prins loc bun și călduț în Comitetul Reprezentanților de la Fondul Proprietatea. A fost adunare generală a acționarilor la Fondul Proprietatea, unde are și statul român din plin acțiuni, desigur, și fiica domnului Isărescu a fost votată în acest comitet al reprezentanților. Tatăl domnului Isărescu, carieră îndelungată și de o parte și de cealaltă a dictaturii în România, un om versat care se descurcă în toate contextele de viață, repet, să mai eternizează în cotură, că el oricum e etern acolo. Da. Doar cu picioarele înainte va ieși domnul Isărescu din viețile noastre. Și atunci, ca să nu-l las nemenționat, că mi-ar fi părut rău, spun aceste vorbe despre domnul Isărescu, probabil singur om din România care poate să conducă Banca Națională. Că nu mi-explic. Altul n-avem, domnule, efectiv, nu se pricepe nimeni la macroeconomie în afara domnului Isărescu. Tati, ambelit-o când o mierli ăsta, o să trecem la euro, adică nu se mai sau la, nu știu, la yen, japonez, dacă nu se mai poate să mai fie leu, sincer spun. Și mai fac, fac o mențiune de grup, dacă vrei. Înțeleg dintr-un material publicat zilele trecute de Cristian Andrei pe Hot News că tot grupuscul de fideli din jurul lui Klaus Iohannis își găsește în această perioadă locuri călduțe la stat. Consilierul cu tare merge nu știu unde. Nu mi-am făcut. Nu mai stau să mai deschid acum articolul. Căutați consilieri Iohannis stat cu Cristi Andrei Hot News și sigur ajungeți la articolul publicat zilele trecute și vedeți acolo câteva nume și prenume de oameni cărora, repet, li se găsesc noi fotolii cu, desigur, căuși moale în care să se așeze în continuare. Pentru că l-au servit pe împărat, nu? Bă. Da, ce să zic, să le meargă și lor. Ești conștient că Iohannis face asta cu mâna PNL-ului? Păi, deci din nou ajungem la PNL. Păi, că n-are Iohannis forță să-i numească pe ăștia, să-i redistribuie. Nu, forță, vreau să zic, forță formal. Adică nu poate el să dea un decret prezidențial, domnule, să mută consilierul de aici în partea elaltă. Cu mâna PNL-ului să fac toate astea. Îți dai seama ce moment ratăm noi când n-avem o opoziție din asta. Zice că Bănescu este un monument de etică și de verticalitate și de onoare, în loc să avem dreacu niște oameni politici sănătoși la cap care să spună, băi, păi când ajungem noi în funcție asta o să ne uităm, bă, tu unde ești? Ești la gaze? Păi ce cauți, bă, că tu ești pictor? Dă-i drumul de aici, tată. Dă-i drumul, tată, de la muncă, tată. Du-te undeva, fă ce știi tu să faci, du-te undeva.
Da, mă, dar poate e un pictor care a pictat conducte. Păi da, da, atunci de-a lungul vieții. Trăiește din asta, ne, noi te aducem aici oameni ca lumea care să facă... Vai de capul nostru, vai de capul nostru. Da. Bravo nouă. Hai, să mergem să ne culcăm. Bine, terminăm, absolut nesperat, terminăm, iată... În două ore fix. În aproape două ore fix, da, de emisiune. Nu ni s-a mai întâmplat de mult. Ar trebui să revenim la matcă. Achesez la gesturile astea. Mai ales că am dormit 4 ore azi noapte. Că după concert m-am culcat târziu și m-am trezit de vreme, pentru că în România nu ai companii aeriene, ci ai doar boschetăriile astea de low costuri care zboară la 6 dimineața, la 8 dimineața. Acum, ce companii aeriene vrei să avem în condițiile în care, la, mă rog, modul cel mai simplu, avem doar spațiu aerian din punctul meu de vedere. Restul infrastructurii lipsește. Da, da. Aeroporturi n-avem. Mamă, cum e aeroportul? Nimic super, n-avem. Doar spațiu aerian avem. Și n-am făcut nimic pentru asta, fii atent. Adică dacă trebuia să facem, nu-l aveam nici pe ăla. Păi nu, urmează să-l pierdem. Asta e la... Poate-și găsește vreun ăsta de-a lui Iohannis vreun post pe la autoritatea asta de supraveghere aeronautică, știi? Ăia care stau și urmăresc avioanele pe radar, nu? Acolo, dacă ajung și acolo de ăștia, atunci o să murim ca șobolanii. Tati, nu e glumă, aia controlări, aia sunt șmecheri. Doamne, să-i ție Dumnezeu sănătoși pe aia. Că cu aia scăpăm din țară, știi, când e de plecat. Bine, Ovidiu, ca de fiecare dată la finalul judecății de acum, le reamintesc celor care ne privesc pe video sau ne ascultă în varianta audio-only a emisiunii că avem și cont de Patreon, patreon.com/judecata de acum, găsiți link-ul și în descrierea clipului nostru de pe YouTube, puteți merge acolo pentru a ne ajuta cu donații modice, 1 euro, 1 euro pe emisiune, 4 euro pe lună sau dacă vă dă mâna mai mult. De asemenea, ni se poate dona și da, uite, am și primit din asta pe YouTube, prin acel mecanism de super mulțumiri, atât în timpul live-ului, cât și pe înregistrarea care rămâne practic postată pe canalul de YouTube. Vă mulțumim frumos pentru timpul vostru și pentru sprijin, că altfel na, am închide asta pe aici. Sperăm că nu. Ovidiu, ne auzim joia viitoare. Mulțumesc pentru discuție. Eu îți mulțumesc ție. Salut. Ciao.